17. Primarul Comunei Mesirea Cașin, județul Bacău. Având în vedere adresa numărul 10.062 din 22 decembrie 2016, depusă la de Partidul Național Liberal, filiala Bacău, din care adresează solicitarea de a lua actul de rusul Vasile Adrian și inițierea procedurilor necesare a ocupării postului liber de consilier local prin validarea domnului Beloi Cornel. Punctul 2. Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local din Mesirea Cașin, aprobat de Consiliul Local din 29 din 27-7-2016. Punctul 3, referatul numărul 33, din data de 11-1-2017, a domnului apostol Gheorghe, în calitate de referent, responsabil de urbanism. Punctul 4, referatul numărul 745 din 8-2017, a domnului Olaru Cristina, în calitate de inspector responsabil achiziții publice, prin care propune taxa specială asupra tarifelor de cazare, în conformitate cu prevederile legii numărul 227-2015, articolul 448 al 1. Următorul punct, adresa numărul 103 din 8-2017, primită de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, prin care ne solicită adoptarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul ADIB. Următorul punct, cererea numărul 7963 din 30-12-2016, a domnului Mărtălău Lucian din Comuna Mesirea Cașin, prin care solicită aprobarea rezilierii contractului de concesiune pentru suprafața de teren situată în statul Sucaru din Comuna Mesirea Cașin și județul Bacău. Cererea numărul 7964 din 30-12-2016, a domnului Vasilache din Comuna Mesirea Cașin, prin care solicită aprobarea rezilierii contractului de concesiune pentru suprafața de teren situată în statul Sucaru din Comuna Mesirea Cașin și județul Bacău. Referatul numărul 664 din 3-2-2017, a domnului apostol Gheorghe, în calitate de referent responsabil cu urbanismul, prin care solicită adoptarea hotărârilor necesare în vederea obținerii autorizației de construire, extindere, rețea de 0,4 kW, pentru alimentarea de energie electrică a locuinților din strada Bisericii, strada Mănăstirea Cașin, în comuna Mănăstirea Cașin, de Bacău. Referatele numărul 872 din 15-a-2-a și 935, 936 și 937 din 17-a-2-a-2017 ale doamnei Olaru Cristina, inspector responsabil cu achiziții publice, prin care solicită actualizarea devizului general și a principalului indicator tehnico-economic la proiectele de lucrări derulate și în curs de derulare aflate pe teritoriul Comunei Mesirea Cașin și județul Bacău. Prevederile articolului 36 alineatul 1 și alineatul 2 litera C și D din legea numărul 215 privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare. În temeiul articolului 68 alineatul 1 și alineatul 215 alineatul 1 litera din legea 215/2001 privind administrația publică locală republicată și cu modificările și completările ulterioare. Domnul dispune la articolul 1. Se convoacă în ședință ordinară Consiliul Local al Comunei Mesirea Cașin, județul Bacău, în data de 28 februarie 2017, începând cu ora 10, la sala de ședințe de la primărie și care va avea ca proiect al ordinei de zi următoarele. 1. Validarea mandatului de consilier local al domnului Beloiu Corneliu, stabilirea unor facilități privind veteranii de război și persoanele cu handicap grav pentru anul 2017, 3. Aprobarea taxei speciale asupra tarifelor de cazare aplicate într-o unitate de cazare pe rang administrativ teritorial a Comunei Mesirea Cașin. 4. Aprobarea cotizației anuale la patrimoniul ADIB. 5. Aprobarea rezilierii contractului de concesiune a domnului Mărtălău Lucian din Comuna Mesirea Cașin, județul Bacău, pentru terenul situat în satul Scutaru, Comuna Mesirea Cașin, județul Bacău. 6. Aprobarea rezilierii contractului de concesiune a domnului Vasilache Ilie din Comuna Mesirea Cașin, județul Bacău, pentru terenul situat în satul Scutaru, Comuna Mesirea Cașin, județul Bacău. 7. Acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și de servitute către E.ON Distribuție România, suprafețe de 4 metri pătrați teren ocupat definitiv de fundația stâlpilor din rețeaua electrică proiectată pe strada Bisericii. 8.
acordarea cu titlul gratuit a dreptului de uz și de servitute către ON Distribuție România a suprafeței de 8 metri pătrați de teren ocupat definitiv de fundația stâlpilor din rețeaua electrică proiectată pe strada Bisericii. 9. Acordarea cu titlul gratuit a dreptului de uz și de servitute către ON Distribuție România a suprafeței de 2,5 metri pătrați de teren ocupat definitiv de fundația stâlpilor din rețeaua electrică proiectată pe strada Prisecii, circuitul numărul PTA4M, Mănăstirea Cașa. 10. Aprobarea extinderei rețelei de 0,4 kV pentru alimentarea cu energie electrică a locuințelor strada Bisericii, satul Mănăstirea Cașa, în comuna Mănăstirea Cașa, județul Bacău, PTA numărul 2, PTA numărul 4 și taxă întărire rețea. 11. Aprobarea variantei actualizate a actului adițional numărul 2 al documentului de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. 12. Transformarea celor două funcții publice vacante din cadrul compartimentului financiar contabil din consilier clasa 1, grad profesional debutant, în referent clasa a 3, grad profesional debutant. 13. Aprobarea decizului general și a indicatorilor publice economici la proiectul modernizare drum de interes local Părâni Dulce, comuna Mănăstirea Cașa și județul Bacău. 14. Aprobarea decizului general și a indicatorilor publice economici la lucrarea alimentarea cu apa localităților aparținătoare comunei Mănăstirea Cașa și județul Bacău, sursa de apă de suprafață, lucrurile și stații de tratare. 15. Aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici la lucrarea electrificare, extindere rețea electrică pentru alimentarea cu energie electrică a satului Scutaru, comuna Mănăstirea Cașa și în județul Bacău. 16. Aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici la lucrarea investiții de modernizare și dezvoltare a infrastructurii școlii gimnaziale numărul 1, satul Mănăstirea Cașa și în comuna Mănăstirea Cașa și în județul Bacău. 17. Actualizarea domeniului privat al comunei Mănăstirea Cașa în județul Bacău. 18. Aprobarea denumirilor străzilor din comuna Mănăstirea Cașa în conform nomenclatorului aprobat prin HCL numărul 38 din 2014. 19. Actualizarea și modificarea HCL numărul 17 din 2004 privind stabilirea unor norme privind activitatea de gospodărire, întreținere, colectare, transport și depozitarea deșeurilor, activităților comerciale, măsuri de protecție a mediului, precum și obligații cetățenești. Articolul 3. Prezenta dispoziție va fi dusă la îndeplinire de către Secretarul Comunei. Articolul 4. Prezenta dispoziție va fi făcută publică prin afișare la afișerul de la primărie și va fi comunicată în termen legal instituției prefectului județului Bacău. Cine este de acord cu acest ordin de zi? Abțineri? Împotrivă? Nu sunt de acord cu punctul 14. Aprobarea decizului general și a indicatorilor tehnico-economici. Da? Nu, punctul 14. Da, aprobarea decizului general și a alimentarea cu apă și a localităților aparținătoare cu Comunei Mănăstirea Cașa. Pentru sau împotriva ordinii de zi, nu există un punct din. Nu vă convine un punct, sunteți împotriva ordinii de zi. Asta. Punctul ăsta nu sună bine. Am înțeles bine, pentru că nu ați spus. Deci, eu da. Păi să nu dați pe bun, dar eu am spus. Propus. Domnul Pierdoi, dați bine ați spus. Da. Primul punct. Trec la primul punct. Da. Vă rog să vă ridicați. Mâna stângă pe Biblie și pe Constituție și dacă vreți să dați citire. Jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce sunt puterile și începerea mea pentru binele locuitorilor comunei Mănăstirea Cașa. Așa să ne ajute Dumnezeu pe lucrurile. Așa să ne ajute. Vreau să vă spun că am jurat în fața consilierilor ca să respect legile țării și mai ales legile care guvernează administrația
publică locală. O să mă zbat cât am să pot, ca să rămână ceva în urma ședințelor de Consiliu Local și să aduc un aport la ceea ce înseamnă lucrările care se vor face în Mănăstirea Cașin, pentru că până acum lucrări nu prea vedem sau. Dar nu vreau să spun. Articolul 456-464 litera R nu se datorează impozit pentru clădirile, terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război și a văduvelor necăsătorite ale veteranilor de război, iar scutirea se acordă pentru cotă parte din proprietate. Compartimentul impozite și taxe propune darea la scădere pentru cota parte ce revine soțiilor veteranilor de război. Având în vedere că taxa de salubritate nu este prevăzută în codul fiscal, propunem a fi scutite de plata taxei de salubritate următoarele categorii. Veteranii de război și văduvele necăsătorite ale veteranilor de război, 100%. Pentru persoane cu handicap grav și accentuat, se propune scutirea cu 100% a persoanelor. Deci sunt două chestiuni. Prima, cu clădirile și terenurile a cărei coproprietate aparține soților în viață și a doua cu taxa de salubritate. După cum știți, cel puțin pentru taxa de salubritate la noi funcționa vechea hotărâre a Consiliului Local, prin care persoanele până chiar și cele cu prevăzute în legea 416, beneficiau de scutire. Toate prevederile astea au căzut, iar acum atât veterane cât și persoane cu handicap grav și accentuat au rămas descoperite. Propunerea era de scutire așa cum v-am informat. Hotărârea sună așa. Se aprobă scutirea de la plata impozitelor pentru, ca propunere, da? Pentru plata impozitelor pentru clădirile și terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război și ale văduvelor necăsătorite ale veteranilor de război, iar scutirea se acordă pentru cotă parte din proprietate. Se aprobă scutirea de la plata de salubritate pentru veteranii de război, văduvele veteranilor de război, precum și pentru persoanele cu handicap grav și grav în proporție de 100%. Ăsta e materialul. Dacă sunteți de acord, dacă discuții vis-a-vis de material. Se scutește la primul punct acolo. 100%. Pentru veteranii de rășură. Se propune 100%. Păi nu ambele puncte. Numai al doilea. Ambele puncte 100%, da.
veteranii de război și vădurile necăsătorite ale veteranilor de război se propune scutirea de 100%. Și la taxe și la... Pentru... Și la taxe și la sănătate. Și la sănătate. Acolo spuneați dumneavoastră că a veteranilor, a vădurilor de așa, și a vădurilor necăsătorite. Deci vădurile căsătorite plătești... Câte persoane sunt care mai beneficiază? Bineînțeles, dar e lista. Sub incidența în momentul care fără să câți veteranii mai sunt, doamnă? Mai sunt care pot beneficia salubritatea sau nu salubritatea? Și doar salubritatea pentru... Așa. Câți veteranii mai sunt? Cred că sub 10, nu? Veteranii de război. Da, puțin. A rămas puțin. Am rămas neam neam la rupier. Cine este pentru? Băbăți, băbăți, în seară. Da? Da. Deci toată lumea e de acord, da? Da. Bine. Trecem la punctul 3. Aprobarea taxei speciale asupra tarifelor de cazare aplicate în comunitate de cazare pe raza administrativ-teritorială a Comunei Mănăstirea Pași. Da. Deci, avem iarăși o referat. Semnata Olaru Cristina, responsabil achiziții publice în cadrul primăriei Mănăstirea Cașin, va aduc la cunoștință următoare. Conform legii 227/2015, articolul 484 alineatul 1, pentru funcționarea unor servicii publice locale create în interes persoanelor fizice și juridice, precum și pentru promovarea turistică a localității, consiliile locale pot adopta taxe speciale. Pentru anul 2017, propun ca taxa specială să fie de 1% asupra tarifelor de cazare aplicate într-o unitate de cazare pe raza administrativ-teritorială a Comunei Mănăstirea Cașa. Noi avem, în special la Rom Silva, ca și structură de cazare, avem la Rom Silva cele două cabane, trei. Cabana de la Înțărcătoare, Ploaie Pionului și cabana de la Brănișteam, care sunt incluse. Și în privat avem pe cel de la Scutară, domnul Vasile. În domnul privat. Ne-am propus o taxă minimă, adică... Nu, e privatul din Constanța, care are Constanțeanu, nu știu ce se cheamă. Nicola Vasile, da. Și în rest, cu alte structuri de cazare, nu avem. Deci... Zici 1% asupra tarifelor de cazare aplicate într-o unitate. Până când te duci și plătești taxa de stațiune. Când te duci, pe lângă cazare, mai puteți taxa de stațiune. Chestiune prevăzută în codul fiscal. Nu chiar puțin, că gândiți-vă că pentru a asigura o unitate din asta de cazare necesită o grămadă de cheltuieli, să știți. Nu, și așa, nu. Adică nu puteam să pretendem mult la unii care nici nu avem, știți? Și turiștii nu poate la poartă aici. Da, nu e o activitate din care să trebuie. Dacă se vede o mai mare, nu mai fac oamenii și așa, e puțin la scutat. Nu s-a făcut. Da. Discuții. Propuneri. Dacă are cineva... Da, eu vreau să spun ceva, anume faptul că această taxă de cazare trebuie controlată și mă întreb eu cum controlează primăria dacă cotele realizate sau mai exact beneficiile care sunt realizate la aceste stații, la aceste clădiri, sunt corecte. Pentru că patronii de acolo se spune, stai domnule, că n-am câștigat atâta și... Bănuiesc, este foarte simplu de găsit ca... Declarații de proprie a răspunderii inițial, după care se face verificare cu se face cu UTA și cu ANAF, da. Până
Da. În sfârșit, de ce asta ar fi obiecția? Că ar trebui să stabilim exact cine verifică și dacă avem acces la veniturile de cazare a acestui... Nu știu dacă primăria se poate substitui la Napoli. Solicităm și iar în momentul când verifică curtea, va veni curtea de conturi și verifică, vei, cât ai încasat de la Ocolosil, nu? Deci asta e vorba. Atâta. Imediat iau asta, acces la baza de date, domnul inginer și... Domnul secretar, da. Accesul oricui într-o societate privată este interzis, decât de dacă ai mandat sau dacă vine procurorul la tine. Eu întreb, dacă vor fi corecte aceste încasări, în funcție de ce încasează privația respectivă? E o chestie care nu e rezolvată. Și de asta punem problema asta. V-am răspuns, domnul. Ce răspunde la domnul primar? A spus să face declarații proprie răspundere a agentului economic. Așa, după care se face montajul cu ANAF. Cu vis-a-vis de încasările pe care le verifică ANAF. Simplu, fac un lucru. ANAF a venit la control o dată la nu știu câți ani. Vreau să faci chiar control la agenții economici? Nu. Nu putem. Nu se poate. Spus, nu putem. Am spus că nu se poate. Da. Că vă ideea. E o măsură... Procedură nouă. E o măsură în cale de pește, așa. Da. Aprobăm, sigur. Bun. Da. Cine este pentru 1% sau dacă sunt alte propuneri? Pentru 1%. Da. Punctul 4. Aprobarea cotizației anuale la patrimoniul ADIP, Asociației de Dezvoltare Interprovinciale Bacău. Da. Care era 2500 de lei? Nu, 1000 de lei. Noi plătim în fiecare an taxa asta de... Un fel de taxă de membru, bănuiesc. Da, taxă de membru. O să dau citire în adresii ADIP-ului. Prin prezentat, vă aducem la cunoștință că în baza OG26-2000 este necesar să inițiați... Apoi e nu e o adresă. 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 Da. Este necesar să inițiați un proiect de hotărâre pentru aprobarea cotizației anuale la patrimoniul ADIP. Iar în urma acestei hotărâri să ne transmiteți în cel mai scurt timp pe fax sau pe e-mail. Documentația a fost modificată, astfel că veți primi în cursul zilei de astăzi, 8-a-2-a, la adresa de mail, în draftul pentru proiectul de hotărâre. Da. Deci, pentru localitățile... Spune așa, pentru localitățile Bragu 3 cuprinse în proiectul și modernizare șterilor de apă și apă uzată în județul Bacău 20.000 de lei, Slădic Moldova 3.000 de lei, comunele în lista de investiții prioritare 2014-2020 1.000 de lei, comunele fără investiții în infrastructură de apă și canalizare 100 de lei. Deci cam astea sunt taxele pentru anul. Practic a fost la fel și anul trecut. Taxa. Taxa este de 1.000 de lei. Pentru noi, da. Obiecțiune. Deci asta este o taxă ca să fim membri. Pentru... Cotizăm care, și noi, care, să facem parte în asociația. Plătim, care o plătim. Noi facem parte, dar o plătim în fiecare an ca și taxă de membru. Cum la pădure. Am înțeles. Cum la vânătorul. Așa am plătit, deci domnul președinte, vreau un comentariu la dumneavoastră. Spuneți. Primim această taxă la ADIP Bacău, da? Eu cred că ADIP Bacău este, ia o taxă mult seamavolnic, având în vedere că, cel puțin noi care suntem pe Valea Cașinului, ar trebui să avem un astfel de asociați, ca să zic așa, care o să aibă depozitul de deșeuri la Onești. După cât înțeleg eu, Bacău nu vrea să accepte organizarea unui loc de depozitare a deșeurilor la Onești, pentru că, bineînțeles, primesc acești bani și este interesul lor să câștige acești bani. Eu cred că
Dacă domnul primar ar avea o inițiativă, ar putea la legătura cu toți primarii după Valea Trotușului, să nu uităm că Valea Trotușului este aproape jumătate din teritoriul județului. Așa încât nouă nu este indiferent dacă taxele astea de salubritate se plătesc ca urmare a faptului că gunoaiele trec munții și duc la Bacău, față de situația când aceste gunoaie ar fi depozitate aici, mai aproape la Onești. Sunteți într-o confuzie. Adipul nu este Adis. Adis este domnul Dumnezeu. Adipul e totul altceva. Ce este Adipul, domnule, atunci? Asociația de dotare intercomunitară. Conforme în două fișești, comunile, orașe, municipiului se pot asocia... Nu are treabă cu salubritate și deșeurile. Atunci, în retrag cuvintele, o să discut când vine rândul la salubritate. Cine este pentru 1000 de lei? Trecem la punctul 5. Aprobarea revizuirii contractului de concesiune a domnului Mărcărul Lucian, din comuna Măsura Cașe, județul Bacău, pentru primul statului. Sunt domnul Mărcărul Lucian și Vasilache Ilie. Bănesc că dacă au toate verile pentru la zi. Au, da, au. E plătit la zi. Deci domnul Lucian Mărcărul depune, nu mai poate să mai... Mulți nu poate să definitiveze acolo. Au luat foarte mulți, nu au făcut nici. Nu. Consiliere că dau degeaba banii aia pe... Au depus... Au făcut. Trebuia să pună electric, facă drum acolo. Cei de acolo sunt certificate, trebuia mi-a luat un lucru, e normal. Omul a plătit o an de zile și acum... Aveți un asemenea contract, nu... Cum? Consiliere, aveți un asemenea contract? Da, am un asemenea contract și mi-ați promis că faceți drum acolo, n-ați făcut nimic. Nu ați făcut nici curent electric. A zis drumul ca să ajung la proprietatea mea. Da, așa păi dar scrie în contract. Drum, energie electrică. Și a zis că energia electrică din nu știu câți ani că băgați la scutare. N-ați dorit. Da. Asta e realitatea, nu trebuie să ne dăm la. Bine, deci domnul... Mai mult din cauza asta, zic eu. Domnul Măcădăutăre, oamenii motivează faptul că nu mai reușesc să-și... Au mai fost și alții, să nu mai dau nume acum, cărora le-au lipsit materialul lemnos de acolo și s-au lăsat pe cubași. Deci numai chestii genul ăsta. Da, domnul președinte, vreau și eu. În concluzie, aceste două puncte, țin să subliniez faptul că pentru aceste două puncte nu era necesară aprobarea Consiliului Local. De ce? Pentru că să zicem că noi nu o aprobăm. Deci Consiliul Local nu a făcut ce se întâmplă cu UDIR. Deci nu mai plătesc, efectiv. Și nu mai plătesc pentru că nu mi s-au asigurat condițiile necesare ca să facă o dezvoltare acolo, de case și așa mai departe. Sunt și eu în situația asta. Dacă... L-ați reziliat, domnul primar. L-am reziliat ca și dumneavoastră și asta se datorează dumneavoastră personal, că nu v-ați interesat deloc să puneți în aplicare hotărârea Consiliului Local de acum câțiva ani. V-ați bătut joc pur și simplu. Este părerea noastră. Da, este a mea și îmi spune aici. Haideți, dacă vreți, dacă haideți să revenim la ordinea de zi. Da, domnule, ordinea de zi. V-ați bătut joc. V-ați bătut joc de scutarul, v-ați bătut joc de comună, ați adus comuna în mocirlă, domnul primar. De 13 ani de zile cheltuiți câte 150 de miliarde în fiecare lună, iar în 15 ani de zile sau 12 ani de zile de când sunteți primar, ați cheltuit 2000 de miliarde și nu se vede nimic. Nu tu trotuare, nu tu gard, nu tu școală, nu tu dispensar, nu tu... Domnule, știți ce facem punctul 20? Da. Este plecat. Dumneavoastră puteți controla ceea ce discutați? Da, domnule, da, vorbesc. Deci v-ați bătut joc de scutarul. Pentru că sunt persoane în scutarul care vor să realizeze contractul și să vă ceară daune pentru că nu ați adus până la ora asta, nu ați adus curentul electric. Probabil că o să răspund pentru asta. Haideți, revenim la ordinea de zi. Sunteți de acord să rezilim contractul acelor două persoane? Cine este de acord? Cine este împotrivă? Domnul Ionuș, domnul Ionuș. Da. Da. Rezilierea contractelor pentru că nu și-a făcut dată de ea. 7. Să luăm și 7, 8 și 9. Și 10.
Și, da, și 10, 7, 9 și 10. La punctele 7, 8 și 9, 4 metri pătrați, 8 metri pătrați și 2,5 metri pătrați de teren, care sunt sub stâlpii care s-au întrebați automat. O să nu avem ce să vă. Și aprobarea extinderii linii electrice de 0,4 kV. Da. Zona bisericii pe stil vechi, o lungime de... Trei lucrări. Trei lucrări. Da. Dar am împărțit în trei lucrări eu vă Da. Și pentru fiecare proiecția stâlpului, da? Locul pe care vine amplasat stâlpul, fundația stâlpului, trebuie să aibă caracter de servitute. Să-i se confere dreptul de uz și de servitute celui care exploatează rețeaua. Și de ce avem? La una 4 metri pătrați, la una 8 și la una 2,5 metri pătrați, care reprezintă suma tuturor fundațiilor, stâlpilor din zona respectivă. Deci pe cele trei lucrări e vorba de 8,4, 12, 14,5 metri pătrați. Și hotărârea, propunerea de hotărâre sună cam așa. Se conferă dreptul de uz de servitute, care au ca obiect utilitatea publică și caracter legal conform legii 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, articolul 12, aliniatul 3 și articolul 14, și se exercită fără înscrierea în cartea funciară pe toată durata existenței capacității energetice sau temporar cu ocazia retehnologizării unei capacități în funcțiune, reparației, reviziei, lucrărilor de intervenție în caz de avarie a terenului ce aparține domeniului public în suprafața de 8 metri pătrați, respectiv 42,5, situată din travelanul Comunei Mănăstirea Pucaș și în strada Bisericii număr Comuna Mănăstirea Pucaș în județul Bacău, către SC Ioan Distribuție România ISA, în vederea realizării obiectivului extindere rețea LEIA de 0,4 kV, pentru alimentarea cu energie electrică a locuințelor din strada Bisericii Comuna Mănăstirea Pucaș. Se aprobă ocuparea definitivă a suprafeței de 8 metri pătrați, teren productiv de fundațiile stâlpilor proiectați pe domeniul public în limita de proprietate în zona respectivă. Cam așa sună cele trei hotărâri. Da, comentarii? Da. Da. Iată ce comentarii am. Domnule, acțiunea asta este un atentat la viața locuitorilor comunei Mănăstirea Pucaș. De ce? Pentru că știm că la ora asta s-a făcut prin decizia ANRE, cum se vă spun eu, liberalizarea energiei electrice. Cu alte cuvinte, noi dacă acceptăm ca terenul ăsta să fie ocupat definitiv de E.ON, E.ON ăsta este o firmă particulară, o firmă privată, a unui neamț care a venit și a luat cu japca toată rețeaua țării, și dacă noi acceptăm ca acest teren să fie ocupat definitiv, cei care vor să vină încoace, pentru ca populația să racordeze la alt regim, care va presupune că costul energiei electrice să fie mai mic, și sunt, de exemplu, societăți din astea care vor să implementeze și să racordeze concurență. Se raporteze... Este ce se dă și în ora actuală, dacă a venit, de exemplu, știu că este RCSDS-ul, care vrea să vină să... Așa, de așa. Da, RCSDS-ul îți dă electricitate tot pe stâlpi acela. Nu, domnule, nu, dar ce? Vine nu, pentru că să fie ocupat definitiv. Și nu o să ne permite. Nu, aici este un drept de uz și de servitute. Ocupat definitiv.
Acesta nu este un drept de proprietate. Deci nu-i conferă o în distribuție. Haideți că sunteți într-o confuzie totală. Nu sunt într-o confuzie. Ascultați-mă ca să vă explic despre ce este. Nu știți, habar n-aveți, subiectul vă depășește. Ascultați-mă să vă spun despre ce este vorba. Despre ce este vorba, domnule? Este vorba, discutăm de trei lucruri. Așa. Unu, rețeaua este proprietatea Comunei Mănăstirea Cașa. Da. Fără discuții. Da. Deci, ceea ce înseamnă stâlp, fundații, așa, este proprietatea Comunei Mănăstirea Cașa. Și noi vedem drept de concesiune la așa, doi, la IOR. Noi discutăm de o distribuție. Nu discutăm de alimentarea populației cu energie electrică. Dreptul de distribuție pe Moldova îl are doar EON. Atât. Pentru transportul curentului electric. Vin și alți furnizori de energie, e adevărat. Așa. Vin și alți furnizori, gen, nu știu, RDS, mă rog, așa. Dar ei fac doar contractele cu persoanele fizice, cu dumneavoastră, cu mine, cu altul, care dorește să facă contract cu altul. Și folosește exact, aceeași rețeau folosește. Păi, dar rețeaua de distribuție rămâne toată la EON Moldova, nu se discută altceva. Am încercat, să nu credeți că am încercat, să am discutat și cu alții și mi s-a spus clar. Am discutat cu Renelu, de exemplu. Renelu a spus clar, doamne, nu ne putem băga pentru că prin lege EON atât are dreptul acolo să facă distribuția. Nu există distribuția și transportul. Transportul energiei electrice. Deci sunt chestiuni total diferite și sunteți în eroare gravă. Dar zic eu, dacă percepem o taxă, nu mare, mică, asta ce înseamnă? Că acea taxă va intra în taxa contravine. Odată ce acceptă ideea asta, asta înseamnă că nu există probleme. Vedeți că prin codul fiscal și prin celelalte, toate sunt, nu se impozitează, nu se iau taxe pe transport. Da, dar asta era o... Cum să vă zic? Atâta timp cât acest teren zice că va fi definitiv ocupat de... Domnule, dreptul de uz, de aus... Domnule, ăsta e unul de aus. Le ajunge la... E unul de aus, dar nu se permite lui RTS să facă racordele la cetățeni. Domnule, este clar că terenul este ocupat definitiv. Când în momentul în care e fix stâlpul acolo, terenul respectiv este ocupat definitiv cu gaură, cu stâlpul respectiv. Fundat. Nu mai poți să mai faci altceva pe terenul ăla. Și de ce să-i dă voi numai lui EON să aibă acest teren acolo concesionat? Nu-i terenul, domnule, rețeaua aia noastră. Domnule, aici se spune terenul ocupat definitiv. Se conferă dreptul de uz și de servitude care au ca obiect utilitatea publică. Uz și servitude. Pentru care au ca obiect utilitatea publică. Da, domnule. Da? Dar el o să zic, stai, domnule, că eu am aprobarea Consiliului Local de, pentru drept de uz și servitude și nu-ți dau ție voie RGS să vii să acordezi. Adică este în defavoarea populației. Sunt două noțiuni diferite. Nu, dar asta este. Transportul este una și distribuția este alta. Deci transportul energiei electrice este una, ceea ce discutăm noi. Păi eu nu să-i dea voie ce să transporte, domnule. Dar nu trebuie să-i dea voie, domnule, nici nu are nicio treabă, eu unul ca să-i dea voie. Domnule, dacă nu aprobăm noi chestia asta, dacă nu aprobăm, ce se întâmplă? Deci nu mai putem să facem investiția, nu putem să terminăm. Care investiții, domnule? O face el, domnule, o face el dacă are nevoie. Nu face nimeni, noi facem investiția, v-am spus că rețeaua e proprietatea noastră. Da, domnule, deci poate să facă investiții dacă are nevoie să difuzeze, să distribuie. Domnule consilier, la ședințele din urmă, noi am aprobat indicatorii tehnico-economici, am aprobat... Darea spre folosință. Am aprobat contractul de comodat între primărie și EON. De ce trebuie să dăm teren definitiv de uz? Dar nu este dat. Deci dumneavoastră... De folosință. Dumneavoastră... Nu și nu este... Nu ce dai dreptul de proprietate, terenul la tot a primăriei rămâne. Doar îi confer dreptul de uz și de serviciu. Trebuie să știți dumneavoastră, domnul președinte, că acest EON nu va ajunge în situația să nu permită la RDS să se facă acord de la populație cu prețul mult mai mic. Deci, noi discutăm acum de o rețea. De o rețea așa? Pe care da? Este în curs de construcție, pe care trebuie să se definitiveze construcția, ca să poți să alimentezi familia alea cu curent electric. Rețeaua trebuie construită, într-adevăr. Da. Dar uzul pentru pământul acela nu trebuie aprobat la ei.
Nu, nu trebuie aprobat la ei. Da. Mi-e cere avizul structurii de specialitate, respectiv Consiliul Județean. Dar nu e vorba de avizul de structurii. E vorba de faza de teren ocupat definitiv. Vreau să ocupi definitiv. Dar nu da, dați-mi un pic avizul structurii de specialitate. Dar facem teoria chibritului aici după un an după ce discutăm de proiect. Până studiazam și eu de... Dar asta e noi plătim energia la euro. Nu? Haideți să nu mai facem, dar ne-a cerut Consiliul Județean. Dacă plătim. Așa. Și stâlpul este fixat în terenul nostru. Ei n-ar trebui, de ce să-i acordăm noi terenul ăsta gratuit? N-ar trebui și să plătească acolo la primărie. Dar noi să plătim după aceea să plătim o fortă care se reprezinte proprietatea. Deci o să plătesc energia. Ai înfirt ăsta, stâlpul, terenul meu. Tu nu dai nimic. Deci nu poate scopă să-i trebuie să-i trebuie să și vedeți că sunt rețele de interes național, da? Și care sunt scutite de orice fel de... Sunt rețele care distribuie, care... Asta nu are titlul gratuit, dreptul de vot, e titlul gratuit. Deci nu dau pe dreptul de vot, s-ar introduce taxa asta. Dar nu știu că trebuie să știu ceea ce cred. Nu știu ceea ce are proastă. Nu știu cât de legătate. Că noi suntem proprietari. Da. Aici e treaba. Asta e. Dar nu, noi proprietari suntem. Noi nu ne transferăm la Ion Băruiesc dreptul de proprietate asupra terenului. E concesiune definitivă. Dar nu este concesiune. Terenul nu va definitiv. Asta este. Concesiune, concesiune, uzul e uz, servitude, servitude. Da, domnule, servitude pentru totdeauna, definitivă. Asta e dreptul să ajungă. Nu spune pentru totdeauna. Definitivă, spune domnul. Definitivă. Da, scrie definitivă. Păi da? Păi da. Normal, fi definitivă. Pentru că nu am azi, eu dai și pâine ei. Ce pune vreau să spun? Bun, să punem la vot cine este pentru. Cum se pentru? Cine este potrivă? Cine se abține? Un vot împotrivă și un abținere. Doamna Bărbăr. Punctul 10. Aprobarea extinderii de 0,4 kV pentru alimentarea cu energie electrică. Deci extinderea între prisate și între... E o lucrare de întărire rețea. Este vorba de doi stâlpi și de schimbarea cablului torsadat, care avea numai 3 linii și acum îl pune cu 4 linii ca să poată să facă alimentarea pe linia veche. Și este vorba... sunt... avem... dați-mi un pic. Da, asta face eu. Da, o face eu. Dar nu știu de chestia asta. Deci, acum a venit proiectantul că îi trebuie... asta vă spun, la avizul de special... la avizul structurii de specialitate. Poate să zice? La punctul ăsta vreau să întreb, ce este cu taxa de întărire rețea? Așa se cheamă proiectul. Cum? Taxa de întărire rețea? Și cum adică taxa se cheamă proiectul? Taxa de întărire, cine plătește taxa asta? Lucrări pe taxa de întărire rețea. Proiectul 1/2017, necesitatea investiției. Lucrarea este determinată de cererea beneficiarului Primăria Mănăstirea Cașin pentru crearea condițiilor tehnice normale de alimentare cu energie electrică a locuinților amplasate în satul Mănăstirea Cașin, strada Bisericii, Comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău, circuitul 3, PTA numărul 4, Mănăstirea Cașin, strada Prisece. Tipul consumatorului casnic, putere instalată 48 kV, putere absorbită 36 kV, tensiune de utilizare 380-220. Cum vine kV, măi, frate?
Factor de putere. Factor de putere 8,5, tipul maxim de întrerupere este egal cu timpul de remediere a defecțiunii rețelele distribuitorului, durata de utilizare a sarcinii actuale maxime 1760 de ore pe an, categoria de importanță C, clasa 3, rezistență la foc gradul 2. În zona studiată există următoarele instalații. La PT2, Menestrea Cașin, 20/0,4 kV, 100 kW/A cu CD16, 145A cu 3 circuite ocupate și 3 circuite de rezervă, la 500 mm față de intrarea pe strada bisericii. Circuitul numărul 3, postul de realizat cu stâlp din beton, tip SE4 de susținere și SE10 la întindere cu conductor izolat tip TIR 50+3/70+1/16 mm. PTA4, Mănăstirea Cașin, 20/0204 kV, 160 kV/A cu CD16, 250 A cu 3 circuite ocupate și 3 circuite de rezervă la 200 de metri față de intrarea pe strada bisericii, circuitele 1 și 3 ale postului realizat cu stâlp din beton tip SE4 la susținere și SE10 la întindere cu conductor izolat tip TIR 50+3/70+1/16 mm. Scenariul aprobat. Conform prevederile avizului tehnic de racordare numărul 100/119/339/0 din 1.07.2016 emis de E.ON Distribuție România S.A. în zona intersecției strada Presăcii, strada Bisericii, circuitul numărul 3 PT4, sunt necesare lucrări de întărire rețea pentru racordarea derivată din strada Bisericii pentru alimentarea cu energie electrică a locuințelor. Lucrările de întărire rețea constă în demontarea a doi stâlpi din beton SE4 existenți, amplasat pe teren proprietate privată, înlocuirea lor cu doi stâlpi din beton SE10, ce se vor reamplasa pe terenul domeniului public, în zona străzii Prisăcii, teren administrat de Comuna Mănăstirea Cașin, și reîntregirea rețelei LEA 0,4 kW. Între cei doi stâlpi noi montați cu conductor izolat, torsadat NFA2X. Asta nu sunt necorecți, domnule. 50+3/50+2/16 mm, pe o distanță de 40 de metri liniari. Lucrările de întărire sunt demontat stâlp SE4, 2 bucăți, montat stâlp SE10, 2 bucăți. Conductor NFA2X, așa, 40 de metri liniari și m-am dat prins de pământ o bucată. Asta e lucrarea. Ce credeți că e mare scofală? E vorba de doi stâlpi care se montează. Ce? Le ia din domeniul privat și mută în domeniul public. Eu am întrebat ce este cu taxa aceasta de întărire rețea. Ce înseamnă taxa de întărire rețea? Asta vreau să-mi spuneți. Da, eu știu ce e taxa de întărire rețea. Asta se dacă așa se spune. Bebele să zic că se plătește ceva. Plătește cineva, plătim. Asta o face E.ON. Asta o face E.ON. Cum adică, domnule, ce face E.ON? Ne plătește nouă taxă, plătim noi taxe, care e problema? Noi am făcut proiectul de extindere, iar ei n-ați făcut dumneavoastră proiectul de extindere. Ei, chiar nu știu ce am făcut, am trecut ce dracu. N-ați făcut dumneavoastră proiectul, nu sunteți proiectat. Dumneavoastră aveți diploma cumpărată cu 30 milioane. Noi, consiliul local, domnule, am spus noi, nu eu cu nevastă mea. Nevastă face sănătate. Noi, consiliul local. S-ar părea că dumneavoastră ați depus astăzi jurământ că îți faceți mai mult haie în consiliul local. Nu, haie, sunt probleme importante. Încă vă întreb ce este taxa aceasta. Spuneți mie. Este o taxă. O denumire din proiect. Cine o plătește și pe cine o lată? Deci, cine o plătește? Proiectul se numește lucrări pe taxa de întărire rețea. Deci așa se numește proiectul și face din domnul vice, dar dumneavoastră probabil că n-ați fost atent. Vă sunt foarte atent, domnule. Ați văzut că am corectat cu kilovatul și kilovoltul. Da. Domnule Zeci, eu încă o dată nu înțeleg. N-aveți vreo să înțelegi, dar noi de un an de zile vorbim de proiectul ăsta și spunem, ne dăm acum ca să gramă la mana. Nu, 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 da. Plătiți-vă pe taxă.
plătiți. Nu plătim niciodată. Nu plătim niciodată. Dar ce este taxa asta? Așa deci se numirea proiectului. Așa se cheamă proiectul. Așa e în momentul de urmă. Denumirea unui proiect intră acolo și, adică, intră niște termeni care atrag după sine niște lucrări. Și e bine să domnul se întreabă lucrări pe taxă. Ce înseamnă taxă în termen? Păi da, e bine, și domnul pe lui, e bine să ceară explicații pentru așa ceva. Că dumneavoastră spune taxă. Ce este taxă? Taxa, deschide dicționarul și scrie acolo. Taxa e o sumă de bani pe care o plătești pentru ceva, nu? Ei, și mi se pare corect, domnul pe lui, să ceară lămuriri la... Iar nu așa ceva, nu că face haine ședințe, adică nu trebuie să lămurească. Dar nu, chiar nu sunt treaba asta, este corect. Este corect, pentru că a făcut niște oameni cu proiectul. Denumirea lui bun. Deci, eu, proiectul este corect, dar nu înțeleg și vă rog să spuneți, să vă interesați, dumneavoastră, dacă ați făcut-o până acum, ce este taxa asta de... Taxa înseamnă ca fiecare lucru îți dau o taxă, asta înseamnă taxă. Strălele de bani. Da. Hai, bun. Cine este pentru... Cu taxa. La sfârșit am înțeles că nu prea timp nimic, că face răul tot. Da, da. Nu prea timp. Dacă vă e bani. Cine este pentru? Da, eu sunt. Eu țin cu taxa. Cine este împotrivă? Deci nu mai am punctul 2, punctul 11. Aprobarea variantei actualizate a actului adițional numărul 2 al documentului de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al deșeurilor solide în județul Bacău. Aici este cu adică. Da, aici este. Eu o dată intervin la ceea ce a spus Jean-Paul Cumbar. Chestia după adică. Vreau să vă spun că eu cel puțin sunt nemulțumit pentru faptul că aceste deșeuri se duc la Bacău. Deci toate deșeurile din toată zona Trotușului, care înseamnă jumătate din suprafața județului Bacău, plătim să le transportăm peste deal, peste munte, să le duc la Bacău. Așa încât, părerea mea, ca o propunere, este ca domnul primar să ia legătura cu toți primarii din zona Trotușului, că sunt destul de comune în zona Trotușului, pentru implementarea unui depozit la bordul la Onești, la Borzești. Că am mai fost o dată așa. Dar constat că nu se vrea de la Bacău, pentru că sunt acolo niște... Aici la Borzești, chiar în limită cu combinată, este făcut un fel de depozit. Domnul meu, să fie funcțional. Deci, din punctul ăsta de vedere, ridic problema că este bine să nu mai plătim acest consum de benzină extraordinar de multe domnule. Toate mașinile după Valea Trotușului duc la Bacău. E singura groapă dintre noi autorizată în județul Bacău. Și ce? Nu se poate autoriza la Onești? Dacă o puteți autoriza la Onești? Nu eu, domnule primarul, să ia de pătoare de la Onești. Dacă cu rețelele ne chinuim de un an de zile, cu ăsta la te discutăm aici de 3 ani de zile cu Adibu. Nu, nu sunt chiar de 3 ani de zile. Ba, da, de 3 ani de zile discutăm, au fost licitații, au fost, adică, probabil... Dumneata îți convine să plătești în plus transportul. Haideți, dați-mi voie. Nu convine, dacă n-am variante ajutătoare, ia ca asta, este. Haideți, vă rugăm, vreau să vă rog că la ora 1 deja o să trebuiască să plec la Bacău, avem o întâlnire cu doamna ministru. Nu cred să vă respect, de ce puneți ședința acum? De ce nu o puneți după amiază? Domnul consilier, păi, am pus-o acum pentru că... Ați spus ora 8, ora 10, ora 8, domnul ora 10. Domnul consilier, ascultați. Și acum spuneți că vă grăbiți. Te vrea să-i convocat la bani, terminam la 12. V-am convocat pentru că la momentul când v-am convocat nu era nicio problemă. Doamna ministru al dezvoltării vine astăzi la Bacău și o să trebuiască să ajung la ședință. Așa că v-am informat. Continuă să știți. Continuă să știți, domnule, că nu sunteți obligați să faceți. O să vă ceară, domnul Tăvără, știu și chestiunea asta, însă din respect pentru Consiliul Local am făcut o informare, domnul Tăvără, da? Pentru că așa m-au învățat părinții mei de acasă. Da. Pentru știința. Dați-mi voie să dau citire adreselor de la Asociația Comunitară. Înainte, dacă tot s-a ridicat chestiunea asta, înainte într-adevăr, ideea nu este rea și vreau să vă informez, domnul Beloiu, că am avut o inițiativă de genul celei implicate dumneavoastră, în sensul că am încercat împreună cu
câți sunt primarii județului Bacău și mai ales cei de aici, de lângă Onești. Și rămâne în atenție, sunt mai multe probleme. În primul rând, ANRSG-ul nu mai autorizează, nu mai eliberează avize de servicii pentru alte servicii de salubrizare. Deci, trebuie să îndeplinim condiții, e aproape imposibil, pentru că ușor toate serviciile de salubrizare din județul Bacău s-au stins, rămâne unul singur. Dar cea mai bună chestiune care se poate face, în primul rând, sunt două aspecte. Unul este stația de sortare de la Onești, care sunt anumite proceduri de licitații, sunt contestații, mi se pare că la momentul actual când noi discutăm este în instanță procedura și cu siguranță în cursul anului 2017 va fi făcută funcțională, deci vorba de platforma de sortare de la Onești. Cea mai bună și într-adevăr este poate atipic ceea ce se întâmplă la nivelul județului Bacău. Adică noi colectăm, și am mai spus chestiunea asta, noi colectăm o anumită cantitate de deșeuri la... Și plătim dublu transportul până la Bacău. Noi nu plătim dublu transportul, noi plătim o taxă pe care, indiferent cum s-ar face, s-ar plăti. Și vânturăm gunoiul ăsta și blocăm șoselele județului, transportăm gunoiul ăsta de aici la Bacău. Este foarte adevărat că alt depozit conform, aprobat, nu există decât cel de la Bacău. Însă una este să transportăm la Bacău câteva zeci de mii de tone lunar și alta este să transportăm câteva tone la Bacău. E o diferență mare. Și cred că din momentul în care se va da drumul la stația de sortare, se va ușura clar transportul de deșeuri. Cea mai bună idee era să facă pe platforma împreună cu Oneștiu și în colaborare cu toate comunele din jur, să se facă o stație de cogenerare unde pur și simplu să ardem tot ce înseamnă deșeuri și produce și energie electrică și dădea și niște locuri de muncă la niște oameni. Și atunci era perfect, e adevărat. La momentul când s-a proiectat tot acest sistem de salubrizare, s-a gândit aiurea, da? Deocamdată astea sunt posibilitățile, asta face. Dați-mi voi stau citire în documentului. Vă rugăm să aveți amabilitatea de a supune atenției Consiliului Local asupra următorul proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 2 la documentul de poziție de la ADIS, v-am spus. Am spus că dau o citire documentului de la ADIS. Privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide din județul Bacău. Atașat prezente a fost transmis pe adresa de email la instituției, pe cum și atașat prezente forma actualizată a actului adițional numărul 2. Actualizarea actului adițional numărul 2 la documentul de poziție a fost necesară din perspectiva deblocării următoarelor situații și armonizării prevederilor referitoare la 1. Colectare și transport de deșeuri municipale, zona ISPA, în sensul deblocării procedurilor de elaborare a documentației de atribuire pentru derularea procedurilor de achiziție publică în vederea selectării de către ADIS Bacău a unui operator comun de colectare și transport deșeuri municipale pentru municipiul Bacău și 29 de comune limitrofe și implicit a procedurilor de licitație inițiate și derulate de către ADIS Bacău în numele și pe seama membrilor implicați UAT municipiul Bacău și 29 de comune limitrofe. Noile precizări incluse în cadrul actului adițional numărul 2 împuternicesc în mod expres și explicit ADIS Bacău în sensul celor precizate anterior, respectiv elaborarea documentației și inițierea procedurilor de licitație. 2. Operarea instalației de deșeuri municipale, celula 2, stații de transfer, stații de sortare, stații de compostare de către Serviciul Public Județean în gestiune directă, până la atribuirea contractului de delegare prin Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău pentru UAT-ul pe care îl reprezentați și implicit pentru cetățenii care locuiesc pe raza
unității administrativ-teritoriale, din perspectiva soluționării problematicii referitoare la depozitarea deșeurilor, precum și referitor la importanța deblocării pentru municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe a procedurilor de achiziție pentru selectarea operatorului de colectare și transport deșeuri, vă rugăm să supuneți aprobării Consiliului Local în prima ședință, actul adițional numărul 2, forma atașată, și să transmiteți către ADIS Bacău o hotărâre astfel adoptată. În cazul în care Consiliul Local al UAT a aprobat actul adițional numărul 2 printr-o hotărâre anterioară, vă rugăm să aveți amabilitate de a supune atenției Consiliului Local abrogarea oricăror alte prevederi contrare și aprobarea formei actualizate a actului adițional numărul 2, atașat prezente. Vă reamintim faptul că celula 1 a depozitului, conform de deșeuri, urmează în scurt timp să-și epuizeze capacitatea de funcționare. Depozitarea deșeurilor urmează a se realiza în cadrul celulei 2, iar la data prezentei, procedurile de achiziție publică inițiate și derulate de către ADIS Bacău, în numele și pe seama tuturor membrilor pentru desemnarea unui operator al instalațiilor de deșeuri, sunt blocate de demersuri juridice. Unica soluție pentru depozitarea deșeurilor externe în județ o reprezintă operarea instalațiilor de deșeuri celula 2 de către Serviciul Public Județean, înființat în subordinea Consiliului Județean Bacău, în modalitatea gestiunii directe. Nu e unica soluție. Trebuie făcut deșeul la depozitul Unești. Asta aș vrea absolut. Ar fi și altă soluție, adevărat, dar până atunci... Deci... Dar ce vreau să mă întreb, să mai vezi citit? Vreau să mă întreb următoarea. Noi alte soluții găsim sau neapărat trebuie să mergem pe ideea asta? Alte soluții nu avem recomandate. Nu avem, nu? Alte soluții nu avem. Nu vrea Bacău, domnule, înțelegeți, domnule. Nu vrea Bacău pentru că... Ciolanu. Sparge niște bani de acolo. Implica și Consiliul Județean, înțelegeți? Absolut toată lumea și primăria Bacău și Consiliul Județean, toată lumea implicată. Deci, gândiți-vă că noi am avut serviciul nostru de sanitate, da? Aveam o taxă de 2,5 lei. Era foarte bună, însă am avut și noi problemele noastre. De ce să nu? Adică noi am tras el în sensul că ne deserveam locuitorii noștri și aveam tot interesul și nu numai locuitorii noi, deserveam toată Valea Cașa. A fost bun, mai puțin cu centrele alea de depozitare. Ăla a fost proiectul, a fost bun, urma să... Nu a fost bun, a fost rău. Bine, nu, a fost rău. Dacă asta vrei spuneți că a fost rău, da. De acord. Nu mai contraziți. Da. Este adevărat că ideal pentru sistem, și nu-i prima dată când o spun, era, așa cum se face acum, colectarea din poartă în poartă. Uite, ce trebuie așa. Numai că aveam probleme de ordin tehnic, asta însemna că nu puteam și acum nu se poate ajunge chiar în toate punctele. Se vede clar că trebuie să mașini ceva mai mici, mai puternice. Dar Walter, cum ajunge? Nu, sunt puncte, probabil dumneavoastră nu știți, sunt puncte unde nu se poate ajunge tehnic cu mașina, ca să faci colectarea din poartă în poartă. La asta mă refer. Se poate să le lasă cu tot la Răceanu. Nu, da, dați ignor. E euforia primului ședință. Nu, ce să fac, să mă poată pe mine cap când astea nu mă lăsați să-mi fac treaba, ce să fac? Asta este, asta sunt tine, stai. Știu mai bine doar asta, crezi, tot teritoriul comun. Mă îndoiesc de chestiunea asta, dar mă rog, chiar nu e obiectul ședinței de astăzi. Deci, și sunt multe lucruri care le știu mai bine ca dumneavoastră, domnilor. Lăsați-o așa știu. Că... E adevărat aici ale cunoștere. Sunt foarte multe lucruri. Vis-a-vis din mănăstirea ca și nu... O primară, le-a fost o lere. Intervine omul de serviciu. Dar nu deci, sunt omul. Nu, domnul Beloiu. Zic și vă spuneam, sunt chestiuni care ne depășesc la momentul de față. Și asta e adevărat. Deci, din punct de vedere tehnic, noi, chiar taxa de 2,5 care o aveam înainte, era o taxă subdimensionată.
Deci era o taxă pe care, la care interveneam noi. Aduceți-vă aminte că la, în trecut noi interveneam și susțineam cu o anumită sumă funcționarea sistemului. Acum avem o taxă, a noastră taxă este de 3,82 lei, da? 3,82 lei. Este o taxă foarte mare în, în urban. Da, 9 lei ceva. Deci, în, în urban, taxa este enormă, dacă vreți părerea mea, da? Mă rog, care este calculat în așa fel încât să susțină sistemul. Deci, ca să scoatem și noi o taxă reală, pe 3,82, 6 sunt, sunt puțini. Decât așa cum v-am spus, să fac sistemul de colectare, iar deșeurile se folosească pentru producerea, dar nu însemna niște investiții foarte mari. Deocamdată, asta e, asta avem la dispoziție, asta folosim. Da, să punem vreți să dau citire... Spune că am văzut că totuși mai există contractele, de n-au fost cuberi suficiente pentru toată lumea. Mai trebuie să mai primim 200 de cuberi. Sunt cu ăștia. În campanie electorală. În campanie electorală. Atunci le dăm. Nu, așteptăm dincolo diplomă, așteptăm Consiliul Județean trebuie să ne livreze cele 200 de cubele și o să le dăm și pe aia. Atât mai, mai avem de luat. În rest, teritoriul acoperit. De exemplu, am, au rămas platforme, au rămas la Gioina, la Prisaca, în stația la Dimulescu, Lunca, la Rămaschil, la Hauma, la Hauma. Deci să punem la vot punctul 11, cine este pentru? Împotrivă? Abținere? Nu. Trecem la punctul 12. Transformarea celor două funcții publice vacante din cadrul compartimentului financiar contabil din consilieri clasa 1, grad profesional deputat, în referență la clasa 3, grad profesional deputat. Da, e ceva. Ești bucur. Dacă... primăria este subvenționată la nivelul instituției noastre, foarte puțin salariați, în comparație cu alte primării din alte localități. Chiar față de Cașem, care, la care numărul de locuitori este mult mai mic decât la noi. Datorită acestui fapt, am zis să mai suplimentăm numărul de posturi. E vorba de două posturi la în zona contabilitate. Da. Aici cât de cât s-a mai s-a ajustat un pic. În locul doamna Cica a fost angajată doamna în concurs, doamna Măcălău, și pe postul de jurist, consilier juridic, domnul Dragomir. Da. Unii dintre dumneavoastră, chiar domnul Micu, treceam la patru pe la văzut că era foarte mult. Bun. Ca atare, trebuie să suplimentăm numărul de posturi. Nu, nu, când veneam la muncă și sunt tăi duminica. Da, 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 am văzut. Ideea, făceam. Nu mai putem face asta. Dacă ajută pe tine, te ajută cu ceva pe tine treaba asta, dacă se înființează posturile astea? Nu ajută, ajută comuna. Ajută... aparatul. Aparatul, da. Și de asta am zis să scoatem la concurs două posturi. E vorba de referent cu studii medici. A fost o situație, s-a desfințat poliția comunitară. Da. Așa a fost situația așa. Singurul care a rămas, a rămas Cornel Fole. Fole, da. Așa. Ei, ce se întâmplă? El a preluat atribuțiune și de referent. Prin dispoziții? Prin dispoziții, da, prin dispoziții. O atribuții din dar acum București ne cer, domnule, de ce trebuie să, să facem post pentru el. Este legal. Postul. Să fie legal, dar el rămâne pe post. Rămâne pe post. Deci ar fi un post
care este el, să încă unul. Deci, practic, cum poți noi suplimentăm. Da, transformăm postul din da. Și numai la Liliana, că Liliana știți că a murit. Deci, practic, nu da, nu, atâta. Deci, asta e, am supus dezbaterii Consiliului Local, acest proiect de hotărâre pentru posturile. Practic, în schemă, erau trecute ca posturi cu studii superioare. Superioare și să fie lăsat cu studii medii. Doamna Liliana, Dumnezeu să fie terminat facultate, era bun. Așadar, așa, Dumnezeu să fie terminat prins deloc. Mai modificată, la salariile astea, chiar când a venit atunci reprezentantul Bucureștiului de Agenția Națională, la salariile astea nu vine nici... Nu, că le mărește domnul Gârdean acum, doamna Vasilescu, a spus aseară. Și tocmai de asta, măcar mi-a dat Dumnezeu, să vă audă. Și atunci am zis să transformăm păstrâță cu studii medii. Ținând cont și Cornel are la studii medii. Păi și ce, transformăm postul în funcție de ce studii are cu Cornel? Nu, nu, nu. Dar dumneavoastră v-ar conveni să lăsați pe drumul. Păi dar nici să lăsați pe drumul, ce spuneți dumneavoastră acolo? Va, o să facă. Transformăm postul în funcție de om. S-ar putea să rămână fără semnă. Dar de ce? Dar sunt oameni cu studii superioare care stau pe margine. De ce nu? De ce se transformăm în studii medii, de exemplu? Sunt, sunt chestiuni de... Pentru că la salariul minim pe economie nu-ți vine nimeni cu studii superioare. Întrebați-o cum ea era, articulat, cum vedea dacă e... Nu-ți vine nimeni ca să... Noi scoatem posturile la concurs și nu se prezintă nimeni. Exact cum am făcut cu asta, postul de audit. Salariul minim pe economie nu știu... Cine vine cu la audit cu superioare, cu 10 ani vechime? Păi la vine la 12 milioane cu 10 ani vechime de activitate financiară. Sunteți șomer pe ei. Doamnă, da. Până lună. Până lună. Doamnă, și urma aia renunță. Pe bune? Sper să nu fie aici deasupra la primăria Asociației Familiei. Nu. Nu, nu, știu unde e, dar să știți că a fost foarte... chiar acest concurs a fost cât se poate de deschis și de transparent. Chiar am vrut să filmez, am așa, și chiar concurența zice, nu are rost, că zice, vedem pe fel. A venit pe la București, el a fost subiectul din plic, nu s-a dus nimeni după el, aveți cuvântul meu. Drept dovadă că s-au înșelat 5 și 30 și 6 a fost medie. Iar, deci dacă ieșteau subiectul, l-au 10 sau 9. Deci, dacă nu se spune și transformarea posturilor, nu cine am da, domnul inginer, transformarea posturilor, asta este. Dacă o, cine este pentru? Da, toată lumea. Eu mă abțin, că nu, nu știu, da. Nu înțeleg. Deci, doamne, pe transform un post da. Din... Bun, pe drumul pe care l-a. Aprobarea devizului general al și a indicatorilor tehnico-economici la proiectul modernizare zonă de interes al vostru duce până la Ministra Cașa și Jețu Bacău. Da. Da. Ce de-a mă scăzut? Ce nu? Da. Să du-te pe hoc. Deci, practic, s-a... Noi, la începutul anului și la începutul fiecărei sesiuni trebuie să prezentăm deviziile generale și hotărârea Consiliului Local pentru aprobarea indicatorilor, da. Pentru toate lucrările care le avem și pentru cele propuse să lucrăm mai departe. Iar producție este una dintre lucrările pe care lucrăm. Mare schimbare face de proiectul inițial nu s-a făcut, decât faptul că proiectantul are calculat la avizul general, în funcție de TVA-ul care este 19% față de cel de 20%. Ca să vă fac și o informare vis-a-vis de lucrarea asta, sperăm ca în luna martie să începem lucrarea, să începem, să continuăm lucrarea. Avem cele două coduri de terminat acolo, în zona Bârlă și Badan. Și, bineînțeles, de făcut șanțurile și de turnat asfaltul și asfaltul, cu siguranță, va fi ultima parte a lucrării, pentru că trebuie să continuăm drumul extravilan. Ne-am axat foarte mult pe partea de intravilan, ca să... Cei care au fost în zonă, probabil că au văzut, nu ați văzut cam ce lucrări s-au făcut anul trecut.
vrem să-l definitiv am anul ăsta și să... Deci oricum, din totalul sumei s-au cheltuit jumătate, s-au cheltuit 2.500.000 de lei, 25 miliarde, că acum am. Și... Cât s-au cheltuit? 25 miliarde. 25 miliarde? Da. Adică 250.000 de lei, mai, da? 2.500.000 de lei. 2.500.000 de lei. 25 miliarde. 1 milion de lei, 10 miliarde. În bani noi, 2 milioane și jumătate. 2 milioane, bani noi. Da. 200 de mii de lei înseamnă 2 miliarde. De acord. Deci, practic, schimbarea, recalcularea este în diferența de 1% de la devizul general. A, mai puțin. Da. 1%, de la 20% la 12%. Da, întrebări? Da, da. Cam ce valoare reprezintă aprobarea acestui nou deviz general pentru terminarea lucrării? Cum? Ce valoare urmează să aprobăm aici pentru terminarea acestor lucrări? Deci, practic, scăderea cu 1% din valoarea TVA-ului, atât. Deci, valoarea totală a devizului general, spuneți dumneavoastră. Deci, da, și asta trebuie să spuneți. Devizul general actualizat, valoarea totală a investiției, 2.276.158 de lei. Din care TVA... Asta, deci, 5.276.000, da? 5.276.158 de lei. Cu tot cu TVA. Astea sunt miliarde, domnul primar. Deci, 5.276.158 înseamnă miliarde. Înseamnă miliarde, da. Eu nu discut din lei vechi. Eu vorbesc din lei noi, da? Și transformați dumneavoastră în euro, în lei vechi. Nu, dar spuneți miliarde. Da, ați spus milioane. Ați spus milioane. Suma asta se ajunge deja la miliarde. Se ajunge la miliarde. Păi cinci? Păi mi-a zis milioane de la ceva corectat. A zis milioane. Și e vorba de miliarde. A fost o neînțelegere. Valoarea totală a investiției. Da. 5.276.158 de lei. Așa, așa da. Păi da, nu am spus așa. Nu, că domnul înțeles că ai deja... Vorba de miliarde. 5 miliarde și ceva și ieșea o sumă... În care TVA 876.635 de lei. Calculat la 19%? Calculat la 800, cât ați zis? 876.635 de lei. Da? Din care 4.544.450,92 de lei de la bugetul de stat și 731.707,08 de la bugetul local. Bănuiesc că pe domnul consilier interesează clar de la 5 milioane cât a scăzut suma care se scade. S-au cheltuit 25 de 2 milioane jumătate s-au cheltuit. De jumătate. Da. Până acum. Da. Cât a fost devizul inițial, domnul primar, dacă vreți? Contractul cu, nu știu, la Ponem. La ce valoare? Contractul la mine, domnule, că le-a tot pus. Domnule, asta e o cifră care trebuie să țineți minte, pentru că aveți dată două sub domnule. Este bugetul comun, e domnule. Nu poate și-o fi bugetul comun. Ați scat de frumos, ați stat altul. Domnule, e tot timp. Ați scat. Stați încet, nu vă... Sunt toate datele astea. Dacă nu puneți în urmă, la dispoziție, să le citim noi. Dar nu vreți. Acum ați prezentat și cu puntea de la Lupești, nu mi-ați dat la dispoziție documentația tehnică economică, pentru motiv pentru care aveți plângeri penale. Da, nu e o problemă. Ei, nu e plângeri penale, mi-ați făcut dumneavoastră
Asta e... Domnule, ca urmare a faptului că sunteți abuziv, domnule, sunteți abuziv, abuzați de funcție. E părerea noastră, domnule. Nu numai mea. Nu numai mea. Haideți să nu mai facem spectacol. Lăsăm la diverse, ci... Fără pumă, fără domnule. Vorbim pe proiect, nu vorbim pe amintiri și pe chestiuni personale. Aveți ceva personal, nu discutăm în Consiliul Local. Nu am nimic domnul Preotez. Am cu primarul Comunii Universitatea Cașin, să știți. Hai că le discutăm pe punctul 13, discutăm punctul 13. Nu discutăm ce vă interesează. Afinități. Valoarea contractului vă interesează. Valoarea contractului, da. Și vă rog să ne-l prezentați și mie. Faceți cerere. Fac cerere. Prețul contractului, respectiv prețul lucrării ofertate și executate, plătibile executantului de către achizitor conform graficului de preț, este de 5.068.120,44 de lei, din care TVA 980.826,54 și nu conține valoarea cheltuielilor diverse și neprevăzute. Valoarea cheltuielilor diverse și neprevăzute, astfel cum a fost definită prin HG28, este în sumă de 24.034,92 de lei, inclusiv TVA. Da? 5 milioane. Da. Bun. Alte întrebări? Altă întrebare. Da, mai am o întrebare. Deci este bine ca la fiecare lucrare așa de mare pentru bugetul nostru, care nu-l putem suporta așa de ușor, domnul primar la ședință să vină să ne spune cam cât a cheltuit în luna anterioară, pentru că nu-i de joacă cu acești bani. Sunt foarte mulți bani și aceste lucrări ne mănâncă pur și simplu bugetul. Din motivul ăsta, uitați-vă în ce hal este comuna. Comparați comuna noastră cu Cașa și să vedeți cum se duc banii. Atât am zis. Bun. Supunem la vot cine este de acord cu punctul 13. Este și din cauza de asta, așa din nou. Din cauza mea de ce, domnule? Cine este împotrivă? Ați făcut o vază, dar ați fost primar, domnule. Nu mai provocare. Dar de ce sunt foarte mult? Ce am făcut, domnule? Nu ai făcut dumneata nimic, domnule. Ți-ai bătut joc de comuna asta. Ai adus comuna în mocieră. Păi uitați, vreți? Ce ați făcut, domnule? Spuneți o lucrare pe care ați făcut-o dumneavoastră în 4 ani de zile. Hai să vă spun. Spuneți-o. O investiție. Haideți să auzim o investiție. Domnule, hai să spun. Nu, spuneți-o o investiție. Ia să vedem. Păi, domnule, eu am avut 100 de milioane bugetul. Mă dai 150 de miliarde pe an. Mă, dar știi că în timp de 15 ani de zile ai cheltuit 2.000 de miliarde! Ai auzit? Și nu se vede nimic. Deci cred că nici nu știți să scrieți cifra aia care am vorbit de atât. Dar spuneți ce ați făcut într-un mandat de 4 ani de zile, dați-mi și mie exemplu de investiții. Am făcut lucrări pe cont propriu. Nu, spuneți o investiție din asta care ați făcut-o. Pe cont propriu. Așa. Ce așa, domn? Ce cont propriu, domnule? Ca primar faci cont propriu. Am făcut pe cont propriu, domn. Uite, crucile acolo am făcut pe cont propriu. Poarta de la pe care ai stricat-o dumneavoastră, domnule. Ai investiții, domnule? Este lucrare, domnule, care este a comunei. De ce ai stricat-o, domnule? De ce ai stricat-o, domnule? Stai, domnule, așa un pic. De ce ai stricat-o? Stai, domnule, așa un pic. Ai observat urmare Consiliul Local? Domnule Bojer, haideți, la punctul 20, vă promit că vă o să puneți întrebarea asta. Da. Deci, la punctul 14. Da, să punem asta la aprobare. Da, punctul 14. Aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici la lucrarea alimentare cu apă a localităților aparținătoare Comunei Mănăstirea Cașin, Județul Bacău, sursa de apă de suprafață, adopțiune și stații de tratare. Da. Ia să vedem comentarii. Ia să vedem ce spune primar. Bine, proiectul ăsta a mai fost aprobat și anul trecut și acum 2 ani. Mai aprobăm, mai am trecut de 2-3 ori. Nu. Vă spun că aprobarea indicatorilor tehnico-economici a fost făcută prin HCL3 din 30 ianuarie 2015 și s-a revenit la HCL11 din 28 ianuarie 2016. Din aceleași motive, pentru că să
la an, reducerea TVA-ului este un motiv și anul ăsta, din cauza asta, și aprobăm că să modific devizul general cu același 1% care vi l-am spus și la cealaltă lucrare, plus că ea este o lucrare nouă. Noi, conform HG97 prin 2016, trebuie Programul Național de Dezvoltare Locală s-a modificat clar și destul de abrupt și trebuie depuse la Ministerul Dezvoltării toate documentațiile pentru proiectele care urmează să se introducă spre finanțare. Deci noi discutăm de un proiect nou, de sursa de alimentare cu apă, pentru că, așa cum știți, nu avem deocamdată sursa și sistemul este înghețat. A fost și... acordat ca fiind finalizat. Bine, așa știți dumneavoastră și cu domnul Cibota, noi primăria nu avem ca finalizat. Ați spus primit un document. Da, în fine. Domnul primar, spuneți cât s-a cheltuit și cât mai e cheltuit. Da, asta e problema. Deci, doamne, din proiectul ăsta nou nu s-a cheltuit nimic. Care ce înseamnă? O datură din ala vechi. Din ala vechi s-au cheltuit 23 de miliarde. S-a terminat lucrarea, s-a cheltuit tot. Și lucrarea este 25%. Nu este 25%, pentru că valoarea lucrării era în jur de 30 de miliarde. Nu doar de 23 de miliarde, ați achitat o locuță asta pe... Bine, acolo m-a intervenit adițional între noi și minister, să știți. Nu minister, noastră și constructor, domnule. Nu, domnule. Că v-am rezultat, domnule, ați furat de așa pământul. Deci ați plătit o dată toată lucrarea, toate vestii și acum mai vin cu asta, da? Nu. De-aia suntem în halul care suntem în comuna asta, domnule. Suntem la pământ. Fă, domnule, comparație, domnule, cu Cașină. Domnul Păstier, dați-mi voi să vă explic despre ce e vorba și nu dumneavoastră, că nu mi-am propus astăzi să vă explic dumneavoastră. Eu explic Consiliul Local așa cum a făcut domnul. Ești obligat, domnul primar, ești obligat să răspunzi aici, domnul. Ca să vă răspund, omul de serviciu, 10 minute. Să lămurim problema. Dar dumneavoastră vă considerați problema dumneavoastră. Păi da, nu, că așa a zis dumneavoastră. Domnule, în ședința de Consiliu din 28 ianuarie 2016, spuneți aici, la punctul 11, că ați alocat 3.259.000 de lor, da? 259.000 de lor, în devizul general. Pentru ce? Proiect de hotărâri privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economice alimentare cu apă. Exact, da. Deci, ăsta este convocatorul, da? Nu e convocatorul, e hotărârea prin care s-a aprobat... Bun. Așa. Astăzi o punem... Cât era? 3.259.000. Așa, da. Și acum astăzi... Nu știu cât TVA acolo, dar se poate calcula, 18-19%, nu putem. Astăzi, spuneți la punctul 14, de asta n-am fost de acord, același lucru. Același lucru, numai că se modifică TVA-ul din el. În loc de 20% cât era prevăzut acolo, scade la 19%. Dar aducțiunea apei nu este un obiect încheiat, un subiect încheiat, aducțiunea apei. Distribuția apei, nu este un subiect. Distribuția apei, noi vorbim de sursă de apă, nu vorbim de aducțiunea. Păi dar nu spun eu aici, spuneți dumneavoastră, cu privire la lucrarea de aducțiune a apei potabile, care a fost efectuată de SC Giranop Prot SRL, a rezultat că această lucrare, ce a fost demarată în cursul anului 2007, a fost finalizată în anul 2013, spun, ce-a declarat domnul primar la poliție. La pachet. Domnul Ciubadar, spuneți cine spune chestia asta? Păi dumneavoastră spuneți, domnul spune. Am scris eu acolo cine da. Păi dar în baza ce ați declarat dumneavoastră la parchet, ați mințit? Păi dar nu faci, permutarea dosarului și procurorul Ladan, șeful parchetului pentru judecătoria Onești, a trimis dosarul la judecătorie și uitați ce spune judecătoria în dosarul 229/270/2015. Așa.
Și spune aici, confirmă redeschiderea urmării penale în dosarul 1417 PRP 2015 față de numitul preotesei, aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu prevăzut în articolul 297 alineat 1 cod penal. Definitiv. Așa. Spuneți, și nu spuneți, nu spuneți ce vezi neați. Spuneți mai departe ce scrie acolo. Cum ce scrie acolo? Așa, spuneți ce... Pronunțat în Camera de Consiliu azi, 8-a-2-2016. Ce legătură are cu... Cum ce legătură? Păi admite solicitarea parchetului. Deci aprobă solicitarea parchetului. Și datorită faptului cu relațiile care le aveți la nivelul poliției județene și la Onești, la renumita doamna colonel, așa, care știți dumneavoastră, da, așa? Da, așa, e bine, la vreme ce a fost. Așa. Am cerut recluzarea. Am cerut recluzarea și dosarul s-a dus la județul Bacău, la economie. Din așa. Luna martie. În tot, așa, tot amânați, tot amânați. Până când? Eu la mână? Păi nu știu, păi relațiile noastre, de la județ, de la unde mai aveți. Probabil că imaginația noastră merge mai mult. Nu, dar nu imaginați că el te-a spune. El te-a spune că ești apelat procurorului șef și îmi dă dreptate aici. Deci dispune, admite cerere de recuzare. Cine că s-a luat cu apa? Păi exact pe speța asta cu apa. De-aia am spus. Păi nu. Apa este încheiată. La ce mai băgăm bani? Spuneți, domnule, că nu e vorba numai de apă, e vorba și de WC-ul de la școala numărul. Lăsați WC-ul. Dar e același lucru. Nu? Nu e aceeași chestie. Nu e numai alimentarea cu apă, e vorba și de toaletă de la numărul 2. Sunt mai multe aspecte, dar asta e... Dar aia tot din noastră e făcută. Domnule, sunt mai multe aspecte. Sunt vreo 18 aspecte. Tot din noastră e făcută sensizarea? Domnule, sunt vreo 18 aspecte. Dar nu, întrebarea cu toaleta de la numărul 2, tot din noastră e făcută? Nu numai de mine, sunt vreo 12 petențe între astea care își bate joc ăștia de la DNA, de parchet și așa mai departe. Își bate joc. Asta ca să știi și doamna director. Păi da, dar să cunoaște speța. Dar dumneavoastră ați luat-o tot în Consiliul Local și v-ați administrat laurei. Ați făcut și ați vrea și ați învârtit-o. Nu, doamne. E vorba de anumite răspunde, dar nu e. Nu, asta ca să știm cu toții de ce ne prietenie și cu ce ne stăm. Dar nu e problemă de asta. Da, haideți să revenim la... Deci, așa cum vă spuneam, e vorba de modificarea sumei. Iar acum... Din TVA. Iar acum... Conform devizul general actualizat, valoarea totală a investiției 3.232.400 de lei, din care TVA 516.040 de lei. Și v-ați întrebat să ceva, că sunt neproastă. Cam de când am eu apărat ordine? Da, chiar singurul lucru care mă interesează și care interesează tot codul de acolo. Să veniți să vedeți ce apă am eu în fântână. Nu de ideea voință. Asta e situația. Chestiunea e destul de sensibilă și mai ales că am înțeles că am ăsta să nu s-o un pic destul de exigentos în para asta. În 2008, gata. Noi depunem documentația acum la Minister ca să includem Programul Național de Dezvoltare Locală. Avem promisiunea că va fi finanțat toată la licitație și să ne apucăm de lucrările astea ca să deci, da, asta înseamnă. Întrebare. Nu era mai comod să ne începem de acasă și nu e să nu știu apă? Ba da. Era mult mai comod, însă gândiți-vă că la ora asta... Noi am vrut... Ca și nu niciodată nu are probleme cu apa. Deci eu în Onești am probleme cu apa. Ca și nu niciodată nu are probleme cu apa. Gândiți-vă, sunt mai multe aspecte. Unu. Deci, am ținut neapărat să avem noi sursa noastră. Să avem noi sistemul nostru independent de alții. Că e mult mai bine. În cazul în care în Ferești apare ceva... Deci, în momentul în care apare o avarie, apare ceva, e clar că atunci când se taie undeva, nu vom avea apă nici noi. Să fie clar asta. Plus de asta, prețul pe care nu mai putem face noi. Va fi un preț impus de afară. Dar avem apă. Trăim și noi în lume civilizată. Vorbesc de cei din exteriorul comunii, domnul. La asta mă refer când spune. Să știți că multe lucruri se sparg în capul dumneavoastră și a viitorilor care au știut. Dacă noi nu să punem punctul pe ei și nu să facem treburile cu cap. Când s-a băgat gaz metal la Cașin, au venit reprezentanții la domnul
primarul Bucur și a întrebat, vreți gaz metan? Să știm cum să băgăm conducta. O, cine trebuie nou gaz metan? Cade pădurea pe noi. Uite că lumea n-are lemni, lumea nu cade pădurea pe ei. Și toată lumea ne bajucurește, mă trage de mânică. Nici n-am fost până acum consilier, de când s-a făcut noile alegeri. Doamne, dar ce faceți? Ia uitați! Nu vă mai spun pe Malucașului, la diverse am să vă spun. Ceva fricoșător, ceva ca, nu știu, ca nevul meu. Vă rog să vă duceți să vedeți. Vă spun mai multe la liber. Da. Astea liber. O altă întrebare. Ce vreau să vă întreb? Ziceați că aveți probleme cu Rozil, bani, nu știu ce, ca să, să obțineți terenul ăla? Deci nu, terenul este proprietatea comunii. Noi avem probleme în obținerea avizului de la interesele, în sensul că parcursul nu trebuie să scoatem, să scoatem din circuitul fără. Asta e problemă de 10 ani, nu? Nu s-a rezolvat. Nu, doamne, nu e de 10 ani. Adică 10 ani. Din 2008 trebuia să fie apagata. 2008! Da. Și suntem ce ani? Domnul Peroi, pentru dumneavoastră care sunteți un tehnic, da, da, eu așa vă consider. Da. Acolo am discutat de un proiect, da? Primul proiect pe care l-am avut noi. Da. Alimentare, distribuție, apă în comuna Mănăstirea Cașin, da? S-a, s-a făcut totul până la puțurile de... Nu, domnule, nu s-a făcut nimic din lume. Nu avem apă, domnule primar, nu avem apă, înțelegi? Și ați fost votat de oameni care nu vor să acceptați o discuție tehnică sau vreți să facem o discuție ca la piață între două țațe? Nu ca la piață, nu ca la piață. Păi așa mă provocați, ca să fac o discuție ca între două țațe la piață. Eu încerc să vă, să vă expun ceva tehnic, chiar nu asta... Mai nevoie să vă ascult tehnic. Păi asta vreau să vă spun. Vă rog. Totul s-a încurcat la momentul forajului. Pentru că deci cele, patru forași, 10 ani, 10 ani. Cele patru foraje... De ce nu ați descurcat? S-a descurcat, s-au verificat, s-au venit cei de la INMH, au făcut sondări... Acum a fost ideea asta de foraj pe Muncădor. Foarte proastă a fost foarte proastă, da, e adevărat, ce foarte proastă. S-au cheltuit banii, s-au dus pe apa sâmbete, apa pe Muncădor. Nu, banii nu s-au cheltuit. Ce bani s-au cheltuit? Ce ai muncit din pomană pe muncă? Bine, s-au cheltuit pe ce s-a făcut, nu s-a cheltuit pe ce nu s-a făcut. Păi cum am făcut? Ce am muncit pe pomană? Sunt bani, nu am muncit. Iar acum, ultima soluție... Cu ideea de a duce apa cu... Valabilă, pe care o avem și pe care putem să o exploatăm, este cea cu aducțiunea de la Ghionaț și la Petroasa. Este singura... Și în ce stat de s-a făcut? Și cine vă împărcă, domnul? Acum... Păi, cine vă împărcă? Acum, noi de asta discutăm. Practic, noi aprobăm suplimentarea asta de devizi, o nu suplimentar. De aceea, este vorba de o lucrare nouă, da? Deci s-a aprobat devizul general, acum, practic, de la 20% cum era, lucrare nouă, da. Banii care s-au cheltuit s-au băgat în pământ, s-au dus pe apa sâmbete. Doamne, deci... Și Ocolul nu-i de acord ca să-l duc, da, nu-i de acord? E altă chestie, nu. Deci, el se folosește sistemul vechi cu ce s-a făcut pe viitoarea... Domnul primar, sunteți în măsură să puneți pe hârtie un desfășurător de lucrări cu termenii și la data respectivă să știm și noi că bem apă din rețeaua asta? Puteți să faceți așa? Nu ați face. Păi și când o faceți? Când o faceți? Pentru săptămâna viitoare o avem? Trebuie să se aprobe finanțarea, pentru că noi facem... E tergiversare. Domnul, hai să vă spun ceva. La Cașin, primarul Soroiu dă lecții de administrare. Duceți-vă, domnule, acolo și luați lecții, domnule, de la Soroiu. Nu am nevoie de lecții. Ba da, aveți, domnule, nevoie. Ăla a făcut... V-am spus, noi doi, dacă vreți să stăm în piață, așa, nu în piață, dar suntem în consiliu local. Și măcar din respect față de oamenii ăștia care sunt așa, ar trebui să vă comportați altfel. Dar cum mă comport, domnule? Ca o țață, dacă vreți. Ce țață, domnule? Țață e minunată, domnule. N-ai făcut nimic, domnule. Ai adus comuna asta la domnule. Nu vă place când sunteți critică, domnule. Domnule, dar și critica trebuie să aibă o logică. Păi trebuie să aibă o logică. Critica trebuie să aibă o logică și... Găsesc? Eu nu am nimic cu apreotezii, am? Da. Foarte mult cu primul. Dați-mă, să-i bătut joc, domnule! Domnul Beloi, eu cu dumneavoastră intru în silențiu, stampa și nu mai... Păi da, da, sigur, dacă... ce-ți face? Da, da, dacă vreți așa... Ce să vreau? Nu vreau, nu vreau. Vreau să sper ceea ce vreau să faci. Da, haideți, consider că am explicat destul, dacă mai aveți... Mai sunt întrebări. Să zicem că poate da, domnul, și rezolvăm treaba cu apa.
Exact cum zicea doamna Bură. E bine să avem apă la chiuvetă, dar automat când avem apă la chiuvetă, cred că o să facem și un WC o casă. Apa aia, unde o tragem? O tragem în fosă, se duce în altă pânză freatică. Se duce în altă pânză freatică, care nu s-a, care s-a legat la apă curentă, da? Eu merg pe ideea. Trebuie să ne gândim și la canalizare, tot cum spune. Trebuie să ne gândim că automat prima are apă curentă, dar fără canalizare. Prima dată canalizarea. Al doilea rând, ne-am gândit să mai asfaltăm niște ulițe, așa, pe corp, pe corp. Întâi trebuie să gândim, domnule, să facem ștanciurile pentru canalizare și pe urmă să asfaltăm. Că facem mânca, înțelegeți, de două ori. Plus că îl stricăm niște ulițe. Nu, 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 trebuie să gândim așa. De la început. Că da. Nu asfaltăm pentru că trebuie făcut aia, vedeți că lucrurile se tergiversează și durează, de durată, da? Dacă ți-au venit bani pentru asfaltare, cum nu aș asfaltea? 12 ani, domnule. Pentru că 12 ani. Pe unii trece conducta, se va tăia și în proiectul respectiv va fi, vor fi prinși bani pentru reabilitare, s-o pentru corectare, da? Cu șoseaua de centură, domnule, așa sunt. Hai, doamne, să vă arătăm organizația, chiar și Dumnezeu spune, suntem copii. A luat cuvântul domnul Miu, lăsați-l să-și pună cuvântul. Deci cam așa se face. Nu, nu se mai poate, blochez un proiect. Nu, un pic de... de respect față de colegii noștri și față de noi. Da. Dacă nu-i noi, dacă nu ai ce să ceri, asta este. Este nu vrea și unul să spună, ar vrea și oamenii ceilalți să spună ceva, nu mai are nimeni loc. Păi cum adică nu e, da. Cum adică nu ocupa, ce să mai spună, dacă se transformă în discuție personală. Unde nu e personală. Și la anchetul penală. Doamne, păi dar e normal dacă sunt probleme comune. Nu da. Poți să le rezolvi, poți să-i loca. În definitiv, să înțeleg că la punctul 14 noi trebuie să aprobăm devizul care era de anul trecut. Era aprobat, nu a trecut, doar că s-a scăzut 1% la sală. Da, da, da. Cine este devizul general? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține? Doamna Bătrân, nici pentru nici împotrivă, nici nu va mă ridicam mâna. Da. O singură chestiune am și eu. Poate la 14 aici n-ar fi trebuit să adăugați exact, nu pur și simplu, aprobarea devizului general. Nu știu, nu am pur și simplu... Indicatorul tehnico economic? Da, putea să scrieți aici. Bă, schimbarea TVA-ului de la la... ca să știe totul care ziceți să vorbim. Da, putea să fie una. Adică era lucru foarte clar. Motivația? Și știa că lumea... Păi de asta a aprobat așa ceva. Deci, știa toată lumea că ce aprobă, așa? Da. Punctul 15. Schimbarea TVA-ului impune... Da, am spus așa. Punctul 15. Aprobarea devizului general și indicatorilor tehnico-economici la lucrarea electrificare extindere rețea electrică pentru alimentarea cu energie electrică a satului Scutaru. Da, nu este la fașă, județul Bahar. Și aici e tot. Și aici e ce așa. Deci erau niște lucruri atât de simple, dar se făcea această specificare, nimeni nu mai... cum să spun, nu mai ducea cu două, să modifică, nu știu ce. Da, din cauza TVA-ului, toată lumea știa, deci era foarte simplu. S-a spus de la punctul 13, că de fapt e diminuare de TVA de la 20% la 90%. Da, foarte specificat de fiecare dată, la fiecare punct, și știa toată lumea ce anume vorbească. Noi pregătim centrul ăsta de proiecte ca să-l depunem pentru Programul Național de Dezvoltare Locală, da? E, chiar și tema venirii ministrului astăzi la Bacău este Programul Național de Dezvoltare Locală, același program pe care se desfășoară și Râul Dulce și care, din fericire, a mers destul de, de bine. Bun, da. Aici am da, spuneți. În ședința trecută, știu că s-a luat 100.000 de lei de la școală, s-a dat 100.000 pentru, pentru linia asta de tensiune care o să bage la... Nu? Sau ați luat ceva de acolo? Ați luat ceva și ați băgat... Deci anul trecut au fost 200.000 de lei alocați pentru... 300 și 200 pentru școală a rămas și 100 ați băgat din coară. Stați-mi. Eu așa țin mic. Am luat de la... De la școală, de la reabilitarea prezentați-i în ce, ce stadiu s-a avut lucrarea asta, domnule? Ce stadiu? Proiect, proiect. Să dați 300. Deci n-ați completat, dar de ori și-ați băgat și din coac, ca să, să dați drumul la proiect. Eu așa da, zic, să chiar nici practic s-au luat avizii și s-au făcut proiectarea pentru... S-a făcut, da, de asta știu că... Cât s-a cheltuit la anul ăsta?
A costat 40.000 de lei proiectul, 45.000 proiectarea. Proiectarea. Planul topo. Cât? 50.000 de lei. Avizul. Cu tot avizii și ce să mai... Eu vreau să vă spun, domnul primar, că toți cetățenii care au avut terenuri concesionate la Sutoare, inclusiv dumneavoastră și judele dumneavoastră, au reziliat aceste contracte datorită faptului că nu v-ați implicat pentru aducerea energiei electrice la Sutoare. Așa am fost eu, așa ați fost și noastră, așa mai departe. Unii dintre ei o să vă trag la răspundere în instanță pentru că o să vă ceară despăgubiri pentru toate lucrările și tot ce s-a cheltuit acolo. Din cauza dumneavoastră, domnule, că trebuia să faceți de acum 10 ani. De acum 15, da, domnule. Eu am dezvoltat proiectul ăsta ca să facem o stațiune, pur și simplu, acolo la Sutaro, cum este de exemplu la Prada, și vreau să v-ați bătut joc de ea, domnule. Ați distrus-o, domnule, ați distrus-o. Sunteți un gropar al comunei. Dar să nu mai spun, sunteți, domnule, gropar, ați înțeles? Mulțumesc. Da, cu plăcere, domnule. Luați aminte, domnule. Sunteți un... Ca să nu mai spun, sunteți... Vehement. Da, domnule, sunteți un gropar. Ați contribuit la desfințarea satului Sutaro, a ajutat oamenii cu forța la mănăstrea Cașin, le-ați făcut mutații rapid, ba la Cașin, ba la Udești, ba, nu știu, acolo, acolo, acolo. Ne-am să nu mai apară acolo, cu domiciliul la mănăstrea Cașin. Nu ne-ați vă dați seama ce vorbiți de mei. Da, 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 așa e. Da, 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 dar nu-i prin domnul. Nu fac cum ce. Doamne, dar nu. Da, asta e o realitate. Chiar nu. Dar e o realitate. Nu are vorbă cu cetățenii acolo. Eu cred că e boala asta. Nu e boala. Doamne. Nu e ceva. Știi ceva adevărat? Scuzați-vă, dar trebuie să faceți ceva. V-ați dus cu taful, efectiv, domnul, s-a tras cu taful clădirea jos și al micuțor ăla n-a luat nimic. Bufetul? Bufetul? Nu bufetul. Dar ce? Dacă ar? Erați miliția în comunitate. Nu, 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 nu era la atunci. Nu erați? Nu. Haideți, domnule, serios. Nu are câți domnule ce trebuia la lucru, sunteți vizovați, sunteți plini de bube până în cap. Ne luați în râs, dar o să vină vremea să mai dați și răspuns. Haideți să fim obiectivi la ceea ce se discută, și așa avem o grămadă. Nu le înțelegem. Alte păreri, alte discuții. Haideți că nu am început discuțiile, eu nu știu cum să fac discuțiile, în afara prezentării materialului. Mai rădă, domnul primar. Deci trebuie prezentat materialul cu suma și cu suma pe care. Nu știu dacă ați observat, dar râsul mi-a mar din cauza... Nu i-am mar, domnule, râs de flemiști, domnule. Cum puneți problema? Ne subestimați, domnule, vă bate joc de noi și de comunii. Culmea este că nu înțelegeți. De ce râs, domnule? De ce râs în ședință? Nu înțelegeți. Ești un distrugător. Ca cigii ăsta al lui Mocanu, ce îi spunea lui șefului fost, vezi, domnul comandant, și titanul s-a scufundat. Noi cam așa e. Cine e titanul? Era domnul Cristi Urmă. Cine e titanul? Păi titanul, titanul. Titanul ăla mare. Titanul. Da, titanul. Se lasă cu titanul. Titanul. Exact. Cât vrei să fie de mere la pe asta? Haideți să întrebări pertinente, numai tot. Haideți să vedem valoarea care era anul trecut, cu cât s-a micșorat. Ce valoare este? Valoarea a rămas aceeași, s-a modificat idealul. La ce a fel ca și ce valoare? Au luat scris și valoare. Vrem cifre, domnule, să știți că economia unei comune și a țării întregi se conduce după leu. Înțelegeți? Banul. Banul contează, este punctul numărul 1 într-o economie. Și dacă ne bate în joc de el, uite unde am ajuns. Uite în ce hale comună, domnule. Uitați-vă în ce hale comună. Vă place, domnule? Aveți o placă zgâriată în ce hale comună, în ce hale comună. Ați zis 20 de ori la 15 puncte. Da, domnule, da. Și zice, mai ziceți de 5 ori ca să poți vorbea, să poți prezenta materialul. Mai zic, ce intre în cap primarului. Ce e? Că v-ați bătut joc. Tu, primarul și bucătarea. Trei oameni cu primăria, să v-ați bătut joc. E, dar sunt vreo 5 oameni. Nu, domnule, numai voi trei ați dat cu ordine de plată. Cu banii, nu? Haideți să trecem peste... Râdem, glumim, o luăm ca o glumă. Mai face ședință? Am întrebat câte kilo de mere la piață, nu s-a prins. Nu, așa trebuie să stăm cap la cap toți. Haideți, doamne, să discutăm ce este. Și care n-am greșit să facem ceva. Ce avem la ordinea de zi. Nu spunem politică, nu spunem ce ne trebuie nou în comună. Nu-mi ține de foame. Da. Prostii. Da, principal indicator tehnico-economici. Deci, devizul general actualizat, valoarea totală a investiției 1.404.630 lei, din care TVA 219.030 lei. Față de devizul inițial,
Deci, înțelegem că aici este doar în stare de proiect, le depunem? Stare de proiect, depunem acum la, la Mișel, avem și avizi obținute, depunem la Minister, să sperăm. Și în cazul în care vom primi asta, cam cât timp durează să rectificăm? De la data semnării contractului, noi avem desemnat un contract cu Ministerul. În care o face tot de omul? Nu știu, aici nu, trebuie să facă la licitație. De la momentul la care se semnează contractul de finanțare, la momentul respectiv, practic, e punctul T0, se începe la, la... scoate la licitație lucrarea și, bineînțeles, se dă ordine de începere a lucrărilor și așa mai departe. Când facem asta? După ce se semnează contractul de finanțare... Când se semnează? Ei. Nostradamus a murit. Nu știm, deocamdată... Domnul primar, haideți să vă spun o chestie. Dacă dumneavoastră sunteți depășit de problemele astea, dacă nu le puteți face, luați-ne, domnule, și pe noi, domnule, urcați-ne mașină împreună, mergem împreună, domnule, la Agenția Nord-Est, acolo. Nu europene, să facem ceva, domnule, să mișcăm ceva în comun asta. Nu înțelegeți, dacă nu puteți, luați un ajutor care se pricepe, luați pe oricare dintre noi de aici și mergem împreună, domnule. Aveți o propunere? Asta e propunerea. Să mergem? La persoană care să aveați vreo propunere. Nu, la lege. Da. Mulțumesc de sugestie. Bun. Așa. Mai sunt întrebări? Păi nici nu știu cum am ajuns. Păi a prezentat valoarea proiectului. Totuși n-am reținut valoarea. Care e valoarea totală? Să ce dumneavoastră părinte? 4.630 de lei. Proiectul este făcut în ce an? E făcut de, de Electrica Bacău, da? Nu. De ce? Făcut de o firmă din Bacău, care da. A fost cu licitații sau aranjamentele noastre? La, la o cafea aici. Aranjamentele. Da? Da. Nu ți-e rușine să mai așa, măi, aranjamentele mele? Cum adică? Dar ce-ți bagi joc de mine? Cum adică aranjamentele mele? Eu când spun că suntem la piață, eu spun... Păi da, domnule, datorită activității militare, suntem la piață. Ai tendința să transfer ședința de consiliu local fără niciun, fără nicio o jenă, așa, în piață publică. Da, domnule, deci, dar ți-ai văzut public. Deci mă așteptam ca de la un inginer, de la un om care are... Eu v-am mai spus, v-am mai spus odată, spus, că nu mai aveți niciun fel de bun simț. Nu mai aveți. Asta este. Asta este, din păcate. Am sperat, sincer vă spun. Când am spune, sperat, am când sperat, spune, că nu vă mai schimbați. Când îmi spune, n-am un simț. Da, îmi pare rău. Da. Sincer vă spun, îmi pare rău. Supuneți la vot că pentru cine a avut urechi sau aud, deci, a văzut, a, s-a auzit cât cine a fost. Este pentru? Care? Potrivă? Da, nu e un problemă. Cu siguranță o să răspund despre chestiunea. Îmi pare rău. Pare rău. Da, pare rău. Sunt într-o democrație și am voie să critic pe primar. Nu, cum e fricat? Critica e luna și jignire ea. Nu e jignire, nu te-am jignit-o. Critica e luna și jignire ea. Nu te-am jignit-o. Da. Punctul 16. Aprobarea devizului general și indicatorilor tehnico-economici la lucrarea investiții de modernizare și dezvoltare a infrastructurii școlii gimnaziale numărul 1 fac Mărăstirea Cașin, Comuna Mărăstirea Cașin, în județul Bacău. Ia zice, ce-i spune? Cine care a fost? Și aici tot cu TVA-ul? Da, ce-i vreau. Se pune proiect nou și tot așa, se obține finanțare. Deci, doamne, noi practic trebuie să depunem proiectele astea pentru finanțare la Programul Național de Dezvoltare Locală. Ca să putem să le depunem, avem... Avem nevoie de recalculare și aducerea la zi a devizelor generale și depunerea la minister. Și ministerul ți se evitează funcții de prioritățile pe care le are și noi, practic, facem formalitățile de... Domnul, ce aveți de gând cu această școală, domnule? Trebuie consolidată, în primul rând, domnule. La momentul când ne-am... E chestiune tehnică, de aia. La momentul când ne-am apucat așa de proiectul ăsta, bine, eu n-am făcut parte dintr-un proiect, aveam
știți, nu știu, dacă nu erați consilier sau dacă nu erați. Știu, domnule, se punea greșeala primarului și a fostului director. Cum te-a urmă? Nu a fost o greșeală, pentru că noi n-am avut, noi am avut o sumă de vreo 2 miliarde de lei care ne-a fost... pe toți, uite, domnule, pădurea de stâlpi pe tot. Care ne-a fost dată la momentul respectiv. Și am spus, doamne, ca să se poată face consolidarea, pentru că consolidarea era destul de dificilă, în sensul că se dădea cămășuire și pe interior și pe exterior, de desfăcut fundațiile, de consolidat fundațiile și așa mai departe. Încercăm să terminăm sediul nou, după care să mutăm copiii în partea din nouă și să putem să facem... Numai că, din păcate, finanțarea s-a tăiat și am rămas așa la stadion. S-a tăiat după ce ați cheltuit 90 miliarde. Nu, domnule, nu s-au cheltuit. Dar când s-a cheltuit? S-au cheltuit 2 miliarde de lei care am avut. Și în banii ăștia s-au făcut și centrala. Când a fost proiectul? În 2000... Cât îți lucrările, nu cât a fost proiectul, domnule, cât îți lucrările proiectul a fost adevărat de 20 de miliarde, dar lucrările s-au făcut de 2 miliarde, domnule, atât, pentru că n-am mai fost finanțat. I-a dat la prietenul nostru de la Bărșa. Haideți să citim cifri, că nu avem pentru... Asta pentru că nu prezentați, domnule. Ei, am prezentat, domnule, dar dumneavoastră... N-ai prezentat, domnule, nimic. E prima ședință care veniți aici, vreți să le știți pe toate. N-am mai zis de învățat. Mai aveți de învățat. Nu, domnule, nu mai țineți pe pentru că nu aveți dreptate la treaba asta. Domnule, sunt ăștia proiectele, au fost aprobate. Nu vreți să fiți transparenți. Dacă dumneavoastră ați transparenți. Doamna, așa se zice. Domnule, lasă-mă să spun și eu. Din TVA 20% să scade 1%, e foarte simplu. Nu sunteți transparenți deloc. Ei, nu sunteți transparenți. Nu sunt transparenți, nu sunt din sticlă. Păi nu, dar nu, păi da, la ești tot. Domnul primar. Domnule, nu sunteți transparenți de a pune la dispoziție toate cheltuielile astea. Ați venit cu ceva și mă întrebați cât s-a cheltuit. Ia uite aici, cum dracu, dacă mă judic de un an de zile cu... Uite, asta e transparent. Nu vreau să știm și noi. Nu vreau să înțelegeți, că eu am cerut procesul verbal a Curții de Conturi 2015. Și ați dat numai o prefață, o aiurea. La început ședință. Ce v-am dat este legal? Legal? Este ilegal. Că acolo scrie în hotărârea judecătorească altceva. Domnul primar, deci care este conștiința noastră vis-a-vis de această școală care trebuie consolidată? Domnul primar, dă Dumnezeu un cutremur mai mare de 6 grade de Richter. Îți omoară, domnule, 3 copii. Ce faci, domnule? Răspunde! La fel că este asară. Dă domnule un cutremur, Dumnezeu, deci mai mare de 6 grade și îți omoară 3 pacienți acolo. Ce faci, domnule primar? Astea sunt vorbe în vânt? Domnule, ce zici? Sunt două chestiuni diferite. Care, domnule? Care? Una cu dispensarul și cea cu școala. Am două. Trebuie să vorbesc, am două. Eu vă spun că cea mai acută este cea cu școala. Și aia de la fel. Și la dispensarul trebuie făcut. Dacă ți-o vor de trei pacienți acolo, ce faci, domnule? Copil mic, să-mi ducă nevasta mea tare sau a mea sau cuiva cu copilul la dispensar, ce să moară copilul acolo? Hai să vedem ce spune. Zice, domnule, care e concepția? Eu n-am luat problema niciodată. Consolidare, să nu zice, eu am operare la tinerile meu, dar nu este corect. Deci consolidarea școlii, da? Consolidarea școlii. Consolidarea și extinderea școlii. Dar extindere pentru ce? Pentru ce extindere? Continuarea lucrurilor la ce, ce s-a făcut acolo, domnule? Omule, înțelege că nu ai nevoie de extindere pentru că numărul de copii s-a ajuns la un sfert. Este doamna directoare? Nu puteți să spuneți că a ajuns la un sfert, dar pentru că noi încă învățăm în două schimburi, domnul Beloiu. Se învață atipic la Mănăstirea Cașeni, în două schimburi se învață. Iar grădinițele le avem cum le avem. În spații în care nu mai... Domnul primar, bani pentru investiții la ceea ce este acolo, pădurea asta de stâlp, nu se mai da nimeni în lumea asta. Și școala trebuie consolidată, domnule, deci trebuie consolidată. Să sperăm că... Nu înțelegeți că vine cu tremurul și vă bagă în pușcărie și în afară de asta suferă oameni. Dar abia așteptați chestia asta. Abia așteptați chestia. Nu, altceva așteptăm. Prostii vorbești. Altceva așteptăm, domnule. Vorbești prostii, domnule. Așteptam să vă puneți cu burta pe muncă, să lăsați politica banului și să faceți muncă în interesul comunității aici. Pentru asta v-am votat, pentru asta sunteți primar. Cine? Dumneavoastră ați votat. Da, pe vrea să v-am votat. Voia parohia asta să pună mâna și cu conducerea primăriei. Ca să vă spun eu exact. Da, nu râdeți. Dați-o și la unghii. Deci, încă o dată, înțeleg că vreți să continuați cu lucrarea asta cu stâlpii, da?
consolidarea și extinderea. Așa, proiectul se numește îmbunătățirea investiții de modernizare și dezvoltare a infrastructurii școli generale numărul 1 Mănăstirea Cașin. Asta e un titlu pompos, domnule. Consolidarea ta scris. Haideți, vă rog, lăsați să citească niște titluri. Da, da, domnule. Ce Dumnezeu Sfânt? La ora 12 sunt. Da. Stăm de la 10 până la 4 aici. Da. Președintele PNL-ul, cine mai este? Că sunt consiliere noastră, totuși. Cine mai este președintele organizației noastră? Pentru că eu vreau să fac o plângere. La mine înregistrarea de astăzi. Aveți pe ordinea de zi să vă dau eu cine e președintele. Sunt rezultatul activității dumneavoastră. Eu să vreau să fac o plângere vis-a-vis de... Dă-mi vă rog de partid. Dă-mi vă rog de partid, că ai mai făcut-o. La comisie, la comisiunea de astăzi. La... La ce? Organizația județeană. Păi da, și? Probabil că voi este, nu va fi nimic, dar o să vreau să... Nu înțelegi că suntem în democrație. Față de comportamentul pe care îl aveți, pentru că, sincer, vă spun, ăsta nu e comportamentul consiliului local. Mie mi-este rușine comportamentul de care... Să-ți fii rușine de ceea ce ai făcut în comună, domnule, ai cheltuit 2000 de miliarde lei în 13 ani. Ai auzit? Și n-ai făcut să fie nimic. Măi, oameni, înțelegeți-vă. 2000 de miliarde de lei în 13 ani și nu se înțeleg să fie nimic. Nu, nu, în fiecare an cheltuiește 150 de miliarde, ori 13, cât face? Deci cât mai spuneți odată? În fiecare an cheltuiești 150 miliarde vechi de lei, da? Nu ne-a spus sumele astea. Păi nu este bugetul anual, domnule? Dar cât e, domnule, bugetul anual? Bugetul inițial. Nu inițial, acum, anul trecut, cât a fost bugetul? Păi am făcut ședință că l-ai pronunțat. Inițiala comunei se situează în jur de 1 milion de euro. Inițial, da? Nu inițial. Am fost rectificări și a tot venit bani și ai cheltuit 150 de miliarde de 10 ani. Ori 13 ani înseamnă aproape, te fac 15 ori 13 fac 180. Deci 1.800 de miliarde. Dar nu, urmăram un cu strez, să vezi cum îi place mie aia de viață. Nu le mai da. Haideți, domnule, eu să punem la vot. Dar nu, domnul primar. Prezentați cifrele. Prezentați cifrele, vă rog frumos. Că... chiar ca să știu ce votez. Inclusiv dotări. Dotări. Da. A, și la dotări ce? Laboratoare? Da, dotări. Sele de clasă vor fi dotate astfel încât să deservească area curriculară. Deci, sunt chestiuni generale. Când se face... De asta și de vizuri. De vizuri generale. Când se fac detaliile, atunci... Cine este pentru? Împotriva? Ce mai departe? Punctul 17. Actualizarea domeniului privat al mănăstirii comunale, comunei Mănăstirea Cașin și județul Bacău. Este modificare în vechea față de... față de tabelul cu prezent domeniul public și domeniul privat al Comunei Mănăstirea Cașin, respectiv hotărârea Consiliului Local 17-2011, am constatat că sunt unele lipsuri sau unele neconcordanțe între înscrisul și realitatea. Astfel încât
Părâul Prisaca era omis. Părâul Gioina era omis. Părâul Gioina Dulci, omis. Trebuie să vă dau și niște date ca să îl pun, să le putem evidenția. Deci, părâul Prisaca are o lungime de 3500 de metri liniari și o suprafață în metri pătrați, circa 10.000 de metri pătrați. Părâul Gioina, o lungime de 6500 de metri pătrați, o suprafață, circa 20.000 de metri pătrați. Părâul Gioina Dulce, o lungime de 2700 metri în iar și o suprafață de 6000 de metri pătrați. Părâul Torent Heleșteu are o lungime de 1200 de metri liniari și o suprafață de aproximativ 1500 de metri pătrați și este identificat ca fiind torentul care se formează de la din zona sector, trece strada prin zona Renția și merge cu scurgere către Heleșteu spre apa Cașinului. Torent, părâul Babei, este zona de la Nea Ioniță Mircea, care se scurge în părâul Sărățel. Are o lungime de 800 de metri și o suprafață de 1500 de metri pătrați. Părâul Pietroasă, lungime de 5700 de metri liniari, o suprafață de 5000 de metri pătrați. Părâul Baba Marița de la Scutaru are o lungime de 3600 de metri pătrați și o suprafață de 7000 de metri pătrați. Părâul Valșu Mic are o lungime de 10400 de metri liniari și o suprafață de 35000 de metri pătrați. Părâul Haloșul Cibotanului, o lungime de 6.000 de metri liniari și o suprafață de 15.000 de metri pătrați. Teren, curs, construcții. Suprafață de 1.146 de metri pătrați. Teren la dispensarul nou. Teren comis. Terenul din aferent blocului de locuinții, 1.800 de metri pătrați. Terenul, o parte din terenul de la Bighigeanu, era numai cel din intravilan și trebuie actualizat și cu cel din extravilan, pe suprafață totală de 1960 de metri pătrați. Și un teren, o parte din parcela 4565, da, cine nu știe, deci este parcela de pădure unde s-au dat la titlul de proprietate la IOVR. Este, deci se află pe pădăul Rușilor până în pădurea comunală a Comunei Mănăstirea Cașa. Cui s-a dat? Poftiți? Cui s-a dat? Acolo sunt titluri de proprietate, am și o listă cu titluri de proprietate. Cetățenii din Mănăstirea Cașa au titluri? Da. Au titlul de proprietate. Deci de la intrare în părâul Rușilor, partea stângă, cum merge spre izlaz, până în izlazul nostru. Dacă vă aduceți aminte unde se tăia pădurea, când zicea toată lumea că e lumea Tomița, aici, pe, în spatele... E chiar. Da, unde e chiar. Pentru că ea n-a fost prinsă în Borna Silvică, pădurea primăriei a venit până la un moment dat hotar cu rezerva, acolo nu are în evidență și am făcut un bilanț, o balanță al terenului și atunci avem ca și titlul de proprietate date în acea parcelă 2,4500 de metri pătrați, o rezervă totală de 88.300 de metri pătrați, adică 8,83 de hectare și teren pădurea primăriei, care este 9,42 hectare. Diferența de rezervă, 8.830, propun a fi introdus în domeniul privat al Comunei Mănăstirea Cașa. Acolo intenționăm să-i facem
cadastru, intabulare, ca să stârpim tăieri. Delimitarea, bineînțeles, a titlurilor de proprietate. Pentru că ele sunt acolo, o să vină mai multe lucrări. Pentru că titlurile de proprietate sunt nu sunt date comasate una lângă alta. Sunt date un titlu, o rezervă, un titlu, o rezervă. Și de cam așa arată. Și rezerva aparține primăriei. Da, rezerva aparține primăriei, este asta mare, hotar cu pădurea comunală și mai sunt și niște enclave între titlurile de proprietate. Rezervele sunt cele care sunt date cu gale. Cam astea sunt completările la și modificările aduse la hotărârea privind actualizarea privind domeniul privat al Comunei Mănăstirea Cașa. Până acum n-au fost? N-au fost, au fost, deci știți că domeniul ce aveți și avut de spus? Domeniul public și privat se actualizează anul. Ultima actualizare a fost în 2011. Cu toate acestea am constatat că încă mai sunt, au mai fost unele scăpări care le-am enumerat. O bună întrebare. Cursurile de apă și cu toată suprafața adiacentă, cât ține cursul de apă, este în domeniul... Este în domeniul nu este privat. E privat? Da. Nu aparține de Ministerul Apă, Ministerul... Numai Cașe, nu? Zvoina, Calasemare. Cursul de apă, dar cursul de Halșul mic și cursurile care sunt mai mari. Halșul mare. Halșul mare. Halșul mare. Halșul mare. Păi în cazul ăsta, anul ăsta, poate avem și noi onoarea să circulăm pe un drum public, pe drum fără este rău. Vorbeam de cursul de apă. Vorbim de cursul de apă. Da. Dacă este legea, nu este mai da. Cine este pentru? Stați un pic, stați. Eu vreau să știu dacă în domeniul public sau privat a fost trecută poarta de intrare pe care am făcut-o eu și pe care domnul primar a atât de rămas. Nu, nu este. Păi de ce? De ce nu este? Asta este un obiectiv. N-a fost o lucrare făcută făcut cu autorizație, n-a avut nimic. Ce autorizație, domnule? Dar s-o distrug. De ce distrus-o, domnule? De ce s-a imediat? Era pericol de a cădea pe autovehicule, domnule. Nu era nicio pericol, domnule. Exprimat. Nu era, domnule. Ba da, era. Haideți să vă arăt fotografii. Vedeți că a făcut o fundație de un lat de palmă și... Cum lat de palmă, domnule? Că am turat-o cu un domnule. Ce am avut domnul? Pericol public. Ei, asta e, da. Și ați avut aprobarea Consiliului Local? De ce s-a avut aprobarea? Ca să trecem, domnule, ca să trecem. Nu, domnule, am dat dispoziții să... Cum dispoziții, domnule? Ați dispoziții de aici, voi suntem legislativul. Consiliul Local, nu dumneavoastră. Răspunde chestiunea asta pentru un obiectiv băgat în domeniul public, nu toate... Domnule, tigăile primate. Trebuia să iei aprobarea Consiliului Local. Bine, domnule. Și bine, ești un distrugător al comunului. Un demolator, domnule. Un grobar acum! Mai faceți o plângere pe n-am. Da. Ani cu bună. Mai sunt... Stați așa de bine cu... Ziceți, așa ușor. Păi, dar când o să fac treaba acum, mă duc și dau sub semnat, domnul meu, ce să fac. Domnul președinte, rugămintea mea este, dacă vreți să supuneți aprobării membrilor Consiliului Local, am un problemă de rezolvat și aș vrea să plec. De obicei știu că trebuie să... Și un sergent în această situație. Vă rog frumos. Gentă și nu vă văd. Apropo de chestia asta, domnul președinte, vreau să supuneți aprobarea, ca eu să refac pe banii mei, să refac din nou poarta aceea pe care scrie. Faceți un proiect. Faceți un proiect și pune domnul. Faceți, cu autorizați de construcții, cu acceptul Consiliului Local, cu tot ce trebuie și faceți. Păi asta avem. Păi faceți un proiect și se pune loc. Fac, domnul. Bun, acum, cine este... Unul strică, dar tu faci. Să votăm punctul 17. Cine este? Autorizarea de la privat. Împotrivă? Nu, nu, am zis un pe da? Da? Unul la unitate, da? Punctul 18. Aprobarea denumirilor străzilor din Comuna Mănăstirea Cașin.
Am început să... Era? Aici. Mai stăm două ore la punctul 18. Aprobarea denumirilor străzilor, bănuiesc că ați primit fiecare, eu am primit pe... A fost pus și în, fost și în dezbatere publică pe site-ul comunei și eu nu știu. Da. Au, s-a discutat, dar nu, nu știu cum se cheamă. Bună, dar avem la întrebare pe site-ul. Ah, da. Cine n-a avem scris. Hai, comun. Cine n-a avut site? Haideți că lucrurile nu sunt chiar atât de complicate, decât ideea este că în anul 2014 am aprobat, prin hotărârea Consiliului Local, am aprobat nomenclatorul străzilor, poate să-ți aminte, când am fiecare locuință, a fost atribuit unei străzi, mă rog. Acum am venit... Târziu e adevărat, dar am venit cu propunerea pentru a da denumire străzilor și bineînțeles că, așa cum vă spuneam și atunci la aprobare, pentru cele care aveau o denumire consacrată, de exemplu, Părâul Roșilor, da? A rămas strada Părâul Roșilor, că era sau strada Sector, sau strada Dulce, sau Macaz. Macaz. Deci chiar o să lăsăm Macaz acolo, strada Macaz, da. Toată lumea știe. Exact. Să rămână vechile denumiri, da? Numai că acolo unde nu erau niște denumiri, trebuia să folosești ceva, da? Și am zis că sunt ne apucăm să dăm strada Zorelelor, strada Lalelelor, strada Florilor și așa mai departe. Și am folosit pentru propunerea noastră, am folosit în denumirea străzilor nume de scriitori. Nume de scriitori. Și am luat din istoria literaturii române, am luat toți scriitorii, toți. Aproape toți scriitorii și cei mai importanți. Și, în primul rând, strada principală din Mănăstirea Cașin, am propus să-i se dea denumirea strada Domnitor Gheorghiță Ștefan Gheorghiță. Ținând cont de domnitorul care a pus bazele Mănăstirii Cașinului, da? Și care a construit Mănăstirea Cașin. Drumul județean 115. E vorba de drumul județean 115. Ăsta care, în primăvară, nu, dar va avea un rău. E, vom vedea până atunci, domnule. Până atunci are denumit. Un strat de Gribor, de aia mi-a trebuit pus la primăvară. Mă gândeam. O să mai țină vreo câteva. Oricum, ați luat foarte mulți ani din ăsta. Dacă nu mai punem un strat la anul, e plus loc. Ați luat foarte mulți ani din ăsta. Dar dacă îi se punea și ultimul strat de adenență, era și noi. Dar nu s-a pus. Tot s-a... A furat și acolo. Deci avem site-ul primăriei? Este site-ul comunei, da, e ridicat din data de 5 ianuarie 2016. 17, da, 5 ianuarie e ridicat. Bun, și haideți să o luăm așa, deci rămăsesem la strada Macaz, da? Da? Știți despre care e vorba, cu locuințele, Lucian, Bucur, Dinga, Acor Maria, Preda Mioara și așa mai departe. Profesor Gheorghe Simion, a fost propunerea domnului consilier Ghețu, care și locuiește acolo, vă aduceți aminte, da? Străduța asta de la... de lângă, care cuprinde Vrânceanu, Apostul, Mateescu, Pompoș, Ghețu, Duță, Vergin. Strada Anton Pan, Vițeluș, Emil, strada de, care duce la Dogăraș. Dogăraș. La Dogăraș. La Dogăraș. La Dogăraș. Strada Emil Cioran, Dinga Ana, Gașper, care vine prin spate, la Paraschiv. Numai că trebuie delimitate, de la până la. Da, sunt da, delimitate. Deci, ce vă spuneam eu, sunt locuințele care aparțin străzii respective. Am găsit, de exemplu, un
erau Arbănașul Nicolae, care a murit în, al doilea război mondial, care a murit la Tichina, că a fost capitan post-mortem. Și am dat denumirea străzii, ăsta e, de la Sitaru, Ichim, Acaru Maria, Tudorache Maria, Căciulă, Dinga, până la domnul Lazar și înapoi. Da? Da. Hai departe. Strada Sfinții Arhangheli. E strada de aici, din fața blocului, care se duce până la Mirica și se întoarce până la vechea linie, da? Geanu Niculae, Beloie Corneliu, Cosma Vasile, Gavrila Marian, Damaschin Gheorghe, Mirica pe Ioan, Măcălău Gheorghe, Vintilă Ionel, Cap Niculae. Linia veche. Linia veche, da. Cred că la strada asta ar trebui spus strada bisericii, ca așa și nu știe toată. Da, ținând cont că Arhanghelii Mihai și Gabriel, Merge la biserică. Da? Sigur. Da. Dar de ce am pus așa? Că se confundă cu biserica cealaltă. Pentru că am pus în strada bisericii la... La Prisac, acolo, la biserica pe stil vechi, acolo tot ca da, la biserică se folosește. Din cauza asta am pus. Pentru că era foarte comod. Știu că e importantă, dar vedeți că și în proiectul de electrificare a folosit proiectantul tot strada bisericii. N-a zis de biserica vechi sau de linia vechi. Și din cauza asta să nu fie confundat. Domn președinte. Da, rămâne. Deci, strada Marin Preda, Artan Gheorghe din Galumiciu și așa mai departe, strada e de la Constantin Șvalier, Comanac Niculae, Geo Bogza, Comanac Niculae, Duță, Constantin, Bițoi Ioan, Bițoi Vasile, lui drum care merge pe desubt, care intră de la Mocanu și ies la Bițoiu, da. Nicolae Iorga, strada pe la Marioru, pe la Ionică Marioru, pe la Neacosti Cartan, Damaschin în jos, Liviu Rebreanu, e cea de la Enache, mai sus, strada pe Râul Dulce, e clar, tot pe Râul Dulce, de la... Râul Dulce, ca să știi toată lumea. Domn primar, am o idee. Domnule, să ne dea scris domnul de leu. Și nu, că trebuie să stăm mult, ziceți că vă grăbiți. Bine, eu da, dar să spuneți toate străzile, durea după cuvintă. Ideea este că am folosit, în general am folosit denumirile vechi și am pus denumiri de scriitori. Domn primar, faceți într-o timp comune. Strada 1, 2, 3, 20, 50, nu mai știu ce, nici ei nu mai știu ce e acolo. Ei se numesc DC, adică drumul drumul 1, DC2, DC3. Au luat-o după modelul american cu Street 1, Street 2 și așa mai departe. Însă personalizat este, vedeți că în toate orașele, în toate, și în general în comune acum în nomenclator, se dă nume de străzi, nu se dă nume. Nu vine cineva să caute... Păi, da, strada 1, strada 2, strada 3, așa fiecare își învață strada, nu știe... Da. Și mai ales că poate să facă referire la scriitorul pe care l-are la stradă, dar să vadă cine a fost și așa. Deci, domnul Bumar, cred că mai bine ar fi să facem pe suport de hârtie și pentru ședință viitoare... Nu, dar haideți să aprobăm și... Deci, ideea este următoare. Noi trebuie să dăm comandă de numere și de plăcuțe. Plăcuțe, da? Dacă mai amânăm, ajungem și la aprobăm și să limite la fiecare zi. Aprobăm și dacă noi facem niște modificări. Ce este pentru acolo? Da, să știm toți considerăm. Ultimul punct. Actualizarea și modificarea HR17/2004 privind stabilirea unor norme privind activitatea de gospodărire, întreținere, colectare, transport și depozitarea deșeurilor, activităților comerciale, măsuri de protecție a mediului, precum și obligații cetățenești. Da, aici este vorba de... Noi aveam hotărârea Consiliului Local numărul 17 pe...
pe 2004, privind stabilirea unor norme pentru activitatea de gospodărire, întreținere, colectare, transport, depozitare, deșeuri și activități comerciale, măsuri de protecție a mediului, precum și obligații cetățenești. Ce modificări am adus? În primul rând, ea, hotărârea nu era actualizată, era în contravenții, de fapt era un legal, așa, pe cine. Dar ce dacă a fost dată? 2004, 2004, 8-a, 9-a, 2004, da? A. Pe parcurs am mai avut unele completări, ca și la domeniul privat, deoarece ne izbeam de anumite probleme. Eu propun să dau citire proiectului de hotărâre în forma finală. Și unde avem de completat sau la urmă facem discuții. Proiect de hotărâre din 28 februarie 2017 privind stabilirea unor norme pentru activitatea de gospodărire, întreținere, colectare, transport și depozitare a deșeurilor pentru activități comerciale, stabilirea unor măsuri de protecție a mediului, precum și obligații cetățenești. Consiliul Local al Comunei Mănăstirea Cașin, județul Bacău, având în vedere expunerea de motive a primarului Comunei Mănăstirea Cașin, dispozițiile articolului 2, aliniatul 2, articolul 4, aliniatul 1 și aliniatul 3, articolul 5, aliniatul 2 și aliniatul 3, articolul 8, aliniatul 2, din ordonanța Guvernului numărul 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, în temeiul dispozițiilor articolul 36.1.2, litera B, aliniatul 4, litera E, articolul 49 și articolul 115, aliniatul 1, litera B, din legea 215, pe 2001 a administrației publice locale, propune spre hotărâre. Capitolul 1. Norme pentru îmbunătățirea activității de gospodărire, întreținere, curățenie a Comunei Mănăstirea Cașin. Articolul 1. Persoanele juridice și persoanele fizice deținătoare de orice titlu de imobil sau spații cu orice destinație sunt obligate să ia măsuri pentru asigurarea întreținerii curățenii și îmbunătățirii aspectului edilitar al clădirilor, căilor de acces, împrejmuirii și a străzilor, drumurilor și zonelor înconjurătoare. În acest sens, le revin următoarele obligații. Să execute lucrări de reparare și vopsire a gardurilor, porților, repararea acoperișilor și a coșurilor de fum, de asemenea să întrețină curățenia în încinta curții, locuinței și anexei gospodărești, grădini și alte terenuri pe care le dețin. Să asigure curățirea periodică, ori de câte ori se impune, a șanțurilor, rigolelor din fața gospodăriei personale sau să văruiască pomii și stâlpii în fața acestora. Să asigure toaletarea copacilor pe drumuri și de pe drumurile publice, bineînțeles că din fața locuinței. Să nu deterioreze instalațiile de utilitate publică. Să aibă și să întrețină pe fiecare imobil în loc vizibil tabliță cu număr de imobil după modelul stabilit de primărie. Asta urmează să le aplicăm pe celelalte noi, exact ceea ce spunea domnul primar. Cu nume de stradă, da. Se interzice cu desăvârșire așezarea pe domeniul public în fața gospodăriilor particulare a materialelor de construcții, lege de foc, căi de fund sau alte sau șure de coceni. Să întrețină în stare corespunzătoare împrejmuirile imobililor și suprafețelor din fața acestora, să desfunde podețele din zona locuinței. Să asigure curățenia trotuarilor, să înlăture zăpada și gheața fără a înfunda rigolile, șanțurile sau să stânjenească, să îngreuneze circulația pe drumurile publice ale localității Mănăstirea Cașin. Să distrugă buruienile și să planteze flori pe marginea șanțului pe deschiderea gospodăriei la drumul județean. Să interzice execuția de lucrări în zona drumurilor spațiilor verzi ce aparțin domeniului public și privat al Comunei Mănăstirea Cașin fără avizul eliberat de primărie. Persoanele fizice sau juridice care au executat lucrări amplasate pe domeniul public sau privat al comunei cu avizul primăriei au obligația să aducă la forma inițială zonele afectate
în termene prevăzute de lege. Se interzice crearea de obstacole, depozitarea de materiale, obiecte pe drumurile publice. Se interzice degradarea totală sau parțială a platformei drumurilor, trotuarelor, șanțurilor, podurilor, podețelor, punților, anexelor, drumurilor, stâlpi indicatoare de circulație, marcaje rutiere. Este interzisă închiderea drumului, domeniului public și privat, precum și a drumurilor publice și împrejmuiri și construcții. Închiderea sau ocuparea parțială, cum am mai avut cazuri. Mă refer, nu musai trebuie să închizi un drum, adică dacă ai ieșit cu 10 cm cu gardul în drum, să facem referire și la chestia asta. Ești în domeniul public. Avem situații care nu avem, avem, avem. Dar se ia până în 2020 să redorm. Pentru articolul 2. Pentru îmbunătățirea activităților de gospodărire, înfrumusețare și menținerea curățeniei comună în Mănăstirea Cașe, persoanele fizice, fizice și juridice au următoarele obligații. Persoanele autorizate pentru desfășurarea activității comerciale sau comerț stradal, chioșcuri, tonete, terase, au obligația să mențină curățenia în zona lor de activitate. Se interzice mutarea băncilor, tonetelor și altor bunuri de folosință publică de la locul unde au fost așezate și a coșurilor stradale aici. Este interzisă aruncarea resturilor de obiecte ambalaje decât în locurile stabilite de primărie. Se interzice lipirea anunțurilor de publicitate în alte locuri decât cele stabilite. Se interzice ocuparea domeniului public, a drumurilor, a căilor de acces, a teritoriului comunei sau abandonarea de acestea cu autovehicule funcționale sau nefuncționale, atelaje sau utilaje, părți din autovehicule, precum și alte materiale, piatră, frondizme și etc. Se interzice nepermiterea accesului utilajelor pentru a face curățenie, pentru a toaleta copacii. E vorba când vin cei de la EOL sau eu știu, când avem noi probleme de toaletat copacii, au întâmpinat greutăți când proprietarul nu ne-a lăsat să tăiem creanga care era la drum, știți? Că-i copacul lui, că-i face, nu, sau cam așa ceva. Se interzice deteriorarea drumurilor publice, drumurilor sătești, din intravilan și extravilan, prin executarea diferitelor lucrări, prin tractarea lemnilor prin târâși, precum și afectarea izlazului comunal prin târârea lemnilor, tăierea, secționarea lemnilor. Se interzice repararea și întreținerea autovehiculelor, inclusiv schimb de ulei sau în alte locuri decât în cele speciale amenajate în acest scop. Se interzice lăsarea animalelor, păsărilor pe domeniul public sau pe proprietatea instituțiilor publice, școli, grădinițe, etc. și pe drumurile comunale, județene sau pe proprietățile persoanelor fizice. Tăierea crengilor, care împiedică buna funcționare a cablurilor și instalațiilor electrice și de telecomunicații, se pot efectua numai de cei abilitați. Se interzice curățirea sau spălarea rufelor, vehiculelor, de orice fel și alte obiecte care poluează la fântâni publice, apa râului Cașin și a prăilor aferente care străbat localitatea. Locuitorii Comunei Mănăstirea Cașin au următoarele obligații. Să nu fumeze în instituții publice, să publice bibliotecă, cămin, magazine, chioșcuri alimentare și în alte locuri similare unde fumatul este interzis. Este interzisă cerșetoria atât de pentru localnici cât și pentru cei din alte localități. Sunt obligați să aibă un compartiment civilizat în sălile de spectacole, discotecă, club și alte localuri publice. Sunt obligați să nu distrugă gardurile care împrejmuiesc clădirile, curțile cetățenilor care fac parte din domeniul public și privat al parohiilor locale, să aibă un comportament civilizat față de angajații autorității administrativ-publice locale și împuterniciții acestora abilitați să pună în aplicare măsurile prevăzute la prezenta hotărâre. Este interzisă oprirea, staționarea sau parcarea vehiculelor de orice fel pe trotuar, în curbe, în fața barului, în așa fel încât să periculeze siguranța circulației sau să ducă la distrugerea șanțurilor. 2. Colectarea, transportul, depozitarea deșeurilor
angajeri, persoane fizice, juridice, producătoare de deșeuri, cu excepția celor cu lege specială, au următoarele obligații. Să mențină în stare de ordine spațiul destinat de depozitării de deșeurilor, fiind interzisă aruncarea deșeurilor în alte locuri din domeniul public. Să transportă și să depoziteze gunoaile și deșeurile pe platformele special amenajate sau în pubelele primite în acest scop. Pe platforme, în eurocontainere de pe platformă, în eurocontainere de pe platformele. Se interzice persoanelor fizice sau juridice aruncarea gunoaielor deșeurilor lângă albia apelor sau pe marginea drumurilor. Se interzice persoanelor fizice sau juridice aruncarea sau depozitarea gunoaielor deșeurilor pe domeniul public sau privat, precum și pe proprietățile personale, dacă deranjează vecinii sau alte persoane. Persoanele fizice sau juridice producătoare de deșeuri de lemn au obligația de a le depozita și valorifica, că aici depozit de lume duș nu se mai fac, și a valorifica. Adică aici ai și atribuțiunile gărzii din mediu. Capitolul 3. Norme privind desfășurarea activităților de comerț. În vederea desfășurării activității de comerț, persoanele fizice și juridice au următoarele obligații. Să obțină anual autorizația de funcționare profil activitate eliberată de primărie și să dețină autorizația în termen de valabilitate. Să desfășoare activități numai în locuri autorizate de primărie. Se interzice comercializarea pe piața a produselor murdare, alterate, degradate sau necorespunzătoare din punct de vedere organoleptic. Se interzice depozitarea și lăsarea în alte locuri decât cele speciale amenajate de către agenții economici a ambalajelor, deșeurilor rămase după desfacerea mărfurilor în timpul și după terminarea vânzării. Aici e la vânzarea ambulantă. Fiecare comerciant are obligația să mențină curățenia locului unde își desfășoară activitatea, să nu stânjenească activitatea celorlalți participanți la actul de comerț. Persoanele fizice și juridice autorizate pentru desfășurarea activității sunt obligate să afișeze și să respecte programul de funcționare, iar mărfurile expuse trebuie să aibă prețul afișat. Persoanele fizice și juridice sunt obligate să pună la dispoziția reprezentanților primăriei documentele, actele solicitate cu acestea la privirea activității desfășurate. Măsuri de protecție a mediului. În vederea protejării mediului și prevenirii incendiului pe teritoriul comunei sunt interzise. Arderea în sobe de încălzire sau spații libere a deșeurilor de cauciuc, mase plastice, budroane, rășini, textile, etc. Punerea în exploatare a autovehiculor și utilajelor sau surselor generatoare de zgomot ce depășesc plafonul fonic admis sau au scurgeri de carburanți în prefianță. Arderea cocelilor lumegușului sau altor resturi în apropierea construcțiilor gospodărești ce pot genera incendii, incendierea acestora și poluarea atmosferii. Proprietarii sau deținătorii terenurilor limitrofe, drumurilor, căilor de acces și rețelelor de transport, cursuri de apă, sunt obligați să întreține zonele de protecție a acestora. De asemenea, este interzisă scurgerea de dejecții a apelor reziduale sau altor lichide în zona de pe drumurilor limitrofe, locuințelor și cursurilor de apă. Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor și alte materiale combustibile, fără obținerea permisului de lucru cu foc și fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării propagării focului la vecinătăți. Amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiții și la distanțe care favorizează propagarea focului la construcții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații și alte vecinătăți. Capitolul 5. Aplicarea sancțiunilor. Constituie contravenție și se sancționează cu avertisment sau amendă de la 100 de lei la 500 de lei pentru persoanele fizice, respectiv amendă de la 500 de lei la 2500 de lei pentru persoanele juridice, nerespectarea obligațiile prevăzute la articolul 1, litera A și D. Articolul 1, litera A și D, le enumerăm așa ca să sunt lucrări de vopsire a gardurilor, curățenie periodică,
să nu deterioreze instalații de utilitate publică și să întrețină în mod vizibil tablița cu număr de la primărie. Constituie contravenții, se sancționează cu avertisment sau amendă de la 100 de lei la 10 la 1000 de lei pentru persoane fizice, respectiv amendă de la 300 de lei la 2000 de lei pentru persoane juridice, nerespectarea obligațiilor prevăzute articolul 1, litera EN. E înseamnă depozitarea de materiale, neîntreținerea împrejmuirii drumurilor și podețelor și neasigurarea curățeniei trotuarilor și înlăturarea zăpezilor, ghețurilor, buruienile și execuția de lucrări pe spații verzi. Până la crearea de obstacole, degradarea totală a platformei drumurilor, întreținerea domeniului public, ocuparea, precum și scurgerea, nepermiterea apelor care se scurg din amonte, pe terenurile situate în aval. Bun. Constituie contravenție și se sancționează cu avertisment de amendă de la 100 de lei la 1000 de lei pentru persoane fizice și respectiv 500 la 2000 de lei pentru persoane juridice, nerespectarea obligațiilor prevăzute la articolul 2 aliniatul AG. Aliniatul AG înseamnă persoane fără autorizație, mutarea băncilor, tonetelor, aruncarea resturilor, ambalajelor în alte locuri, lipirea anunțurilor în alte locuri, ocuparea domeniului public de utilaje atelaje, nepermiterea accesului de utilaje pentru curățenie, toaleta, copacii și deteriorarea drumului prin fractarea lemnelor prin târș. Constituie contravenție și se sancționează cu avertisment de la 50 la 200 de lei pentru persoanele fizice, respectiv amendă 100 de lei, 300 de lei persoane juridice, nerespectarea obligațiilor prevăzute de la articolul 2, aliniatul HK. Deci, repararea autovehiculelor în domeniul public, lăsarea animalelor pe domeniul public, tăierea crengilor cu bună știință și care împiedică cablurile și instalații electrice și curățirea și spălarea vehiculelor, rufelor la fântâni și pe apa râului Cașin și afluenți. Constituie contravenție, se sancționează cu avertisment și amendă de la 50 la 2. Tăierea crengilor care face primăria și afectează liniile electrice și televiziune, cine e interesul? Primăria. Da. Primăria răspunde de... Până... E, dacă să mai rupe câte un fir, așa n-am. Acum, da, ai domnul de lor. Da. Da. Pentru constituie contravenție, așa am spus, articolul 3, aliniatul, litera AF. Să nu fumeze în instituții publice, este interzisă cerșetoria și să aibă un comportament civilizat. Să nu distrugă gardurile, să aibă un comportament civilizat, să interzică oprirea, staționarea și parcarea vehiculelor. Exact. Bine, ăștia cu cerșituri și uitați, am aprobarea primării. Deci la dumneavoastră. Așa zic. De ce e? Ăla cu cerșitul e ăla care stă cu mâna întinsă, ăla care vine și vă dă... Arată o poze că ai un copil, nu știu, dar da, da, da. Cum vă documentați că e adevărat sau minte? El vine, le iau în evidență, le iau copii de pe buletin, după delegația care o are de la ONG și cu cazul. Deci, e legal, nu? Ce face? Am înțeles. E un ONG care face... Da, eu de multe ori întreb, dar ăia de la primărie cam câți bani v-a dat până acum ca să dăm și noi? Nu ne-a dat nimic. Bă, nici eu nu dau nimic. Asta e problema. Nu le-am zis. Domnule, este obligatoriu să le dați. Deci că avem aprobarea, vă rog. Da, el e obligatoriu. Vine și vizează copilul de deplasare. Bine, am răbunit o treabă. Așa.
Constituie contravenție sau sancționează cu avertisment de la 100 la 500 de lei persoane fizice, respectiv amendă de 300.000 de lei persoane juridice, de respectarea obligațiilor prevăzute la articolul 5 aliniatul AG. Asta a fost cu autorizațiile cu persoane fizice. Să obțină autorizații, să desfășoară activitate numai în locuri autorizate, numai în piețe, depozitarea alte locuri a mărfii decât cele indicate. Și 8. Constituie contravenție să sancționează cu avertisment sau amendă 50 la 200 de lei persoanele fizice, respectiv amendă 100 la 500 de lei persoane juridice, nerespectarea obligațiilor prevăzute la articolul 6 aliniatul AF, arderea în sobe și spații libere de deșeuri, punerea în exploatare a utilajelor vehiculelor, surselor generatoare de zgomot, arderea cocenilor, megușul în apropierea construcțiilor, arderea resturilor, gunoaielor, deșeurilor, materiale combustibile, fără obținerea permisului de lucru și amenajarea pentru utilizarea focului deschis în condiții și la distanțe care, care favorizează propagarea focului la construcții. Articolul 8, alineatul 1. Persoanele întărcite pentru aplicarea sancțiunilor contravenționale pot dispune și sancțiuni complementare, cum ar fi confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenții, suspendare sau anulare după caza avizului, acordului, autorizației de exercitare a activității, închiderea unității, blocarea contului bancar, suspendarea activității agentului economic pe teritoriul comunei, desființarea lucrărilor și aducerea terenului la stare inițială. Articolul alineatul 2, sancțiunile complementare se aplică în funcție de natura și gravitatea faptei și pot fi cumulate. Articolul 1 este luat din ordonanța de urgență 2 pe 2001. Capitolul 6. Dispoziții finale. Articolul 9. Organul constatator poate aplica în mod repetat, după fiecare somație, sancțiune la care contravenientul nu se conformează cu o nouă amendă. Constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute în prezenta hotărâre se face de către primarul Comunei Mănăstirea Cașeș sau de către împuternicii acesteia. Contravenientul, persoană fizică sau juridică, poate achita pe loc sau întâlnit 48 de ore de la data încheierii procesului verbal de constatare și sancționare a contravenților, jumătate de minim amenzii prevăzut în prezenta hotărâre, agentul constatator făcând mențiune despre aceasta posibilitate în prezentul proces verbal. Împotriva procesului verbal de constatare și sancționarea contravenției se poate face contestație în termen de 15 zile de la data comunicării, care se depune la judecătoria Onești. Procedura constatării contravenției și aplicării sancțiunilor se completează cu prevederile ordonanței de guvern numărul 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Articolul 14, prezenta hotărâre, intră în vigoare în termen de 30 de zile de la aducerea la cunoștință publică prin afișare. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă hotărârea Consiliului Local numărul 17/2004. Cu ducere articolul 15, cu ducere la îndeplinirea prezentei hotărâri, se însărcinează primarul Comunei Mănăstirea Cașeș și puternicii acesteia. Da. Gata, da, am eu o chestiune. Domnul Vice, n-a scris nimic despre câinii comunitari. Și în legătură cu chestia asta vreau să vă zic că Primăria Onești, de exemplu, adună pe stradă de la el, la toate străzile din Onești, câinii și vine în face și deșarta aici la noi. Păi cum vine treaba? La gura lacului, e adevărat. De două ori am văzut și eu. Dacă îi prind acolo, nu mai pleacă la lor. Și le mănâncă nouă păsările. La proiecte. Lasă-te de 10-15 ani. Dar e posibil să muște personalul. Nu mai pleacă la lor. Ce să... Ce se poate rezolva dacă... Da, nu contează, la 12 noaptea, că noaptea vine. La 12 noaptea, dacă tu suni, nu știu ce problemă. Nu știu când vine, știu cine lucrează cu oară. Domnul secretar, notați chestiunea asta. Și în legătură cu treaba asta, vreau ca conducerea primăriei să ia niște măsuri, să meargă la Onești, să vorbească cu primarul sau cu cine trebuie acolo,
să nu mai trimită câini în comunitari în pace, domnule, că sunt pline străzile noastre de câini românești. Câini, pisici? Vin cu zgârdița la gât? Da. Mai sunt, am și eu aici. Da. A specificat acolo undeva că este interzis schimbul de ulei de câte un loc special amenajat. Omul vine și spune, domnule, amenajează un loc. Da. Eu nu am vrut să schimb ulei, nu? Și nu să-l schimb în curte. Pentru că și spălarea, inclusiv pe drumurile publice. Dacă el își spală mașina pe podeț, zice, doar, colecția mea. Nu, e tot pe drumurile publice. E făcut de om, cum spui, domnule? Podețul este pe domeniul public, chiar dacă e făcut de om. Cia omului este îngrădit. Este îngrădit de gard, este delimitat. De exemplu, am reglementat acolo vânzarea ambulantă. Noi nu avem piața aici. Da, dar sunt... Tocmai bine de oameni. Nu știu. Prin mine sau cap de porc și vând cu ardei și trece. Da. Și trebuie să legiferăm noi că nu se fumează în locurile publice. Știți de ce? Foarte multe... Îți prevăzute deja. Foarte multe sunt prevăzute în alte legi. De exemplu, legea fumată. Da. Legea 303 de 2000. Dar noi le-am prins în hotărârea noastră de Consiliu Local. Le-am prins cu niște cuantumuri de amenzi. Ați văzut că toate sunt maxime de 10 milioane sau 20 de milioane. 20 milioane economici. Bani vechi pentru agenții economici. Ca în momentul în care, Doamne ferește, cade unul în păcat, adică să-i dai un 50 de lei amendă faptul că deci este ceva onorific, ceva simbolic. Pentru că dacă vin cei de la Garda de Mediu, la o sesizare de asta că Popescu arde, eu știu ce, cauciucuri în curte sau în grădină, ăla când vine de la Garda de Mediu și scoate legea mediului, acolo vede că are cuantumul de la 70, 80, de la 200, 600. Și atunci, pentru asta a fost gândită și la salubritate și la... Și la câinii comunitari ce spunea domnul Beloiu, să le punem în vedere celor de la... Asta de ca o discuție. IDPP-ul, mi se ocupă, ea care a făcut și amenajamentul ăla lângă obor, ea lor, unde duc câinii din așa, și ar trebui să facem cu ei și inclusiv să le ia din câini de aici. Poate să vină să ia. Corect. Pentru că știți ce se întâmplă cu câinii comunitari. Este foarte greu să... Este registrațional. Am văzut acolo că i-a lăsat. Dar la mine, la Plouă Dulce, la Scutaru sau pe unde mai sunt și oamenii de-a noștri care îi lasă, ne dă drumul. Și atunci ce? Știi că e câinele lui Tudorache sau lui Gărătiști? Nu, domnule, e un câine. Dar știți ce se întâmplă cu ei? Ei noi plătim, nu? Ea îi duce dincolo, după aia ea duce iar înapoi. Și tot așa e un servicios. Da. Noi vin la noi la chimic, ia 10 câini, nu știu ce face cu ei, dar... Poate din ei să mai și întoarcă. Da, am luat cunoștință de... Bun, vedeam ce spune și legea, este o lege specială a câinilor comunitari și o să adaptăm și o să, cu siguranță, o să... Adăpostul a fost și... temporar închis pentru că cineva, unul în cele a făcut... O reclamație. Nu pot să vă promit că facem adăpost pentru câini. Deci, da. Adică e foarte, foarte păsit. Da? Bine. Spuneți, cine este pentru proiectul ăsta? Sau mai aveți ceva de spus? A spus că la urmă. Nu, nu, la diverse. La diverse. La diverse. La diverse. Materiale la diverse? Mai? Vreau să ne spun un moment să mergi. Da, domnul primar s-a supărat. La diversii, mă, nu e. V-aș fi spus că la ora 12 pleacă să rog la... S-a supărat că a fost atacat. Dar înseamnă că ce se întâmplă? Consiliul local n-are o valoare. Are valoare mai mult acolo. Are valoare. Stipulează și are valoare. Dar se-a dat. Și dumneavoastră sunteți mai înțelegători. Am plecat odată. Tot la fel, o să pleacă la Bacău, în 40 minute s-a întors. Și dacă avea ritm, se întorcea în 40 minute. Deci, practic, deci, nu ai cum să...
Cum să parcurgi 80 de kilometri sau 160 dus întors în 40 de minute? Păi cam atât am vrut să mergem la capitolul de... Haideți să vedem ce putem... Eu vreau să-mi spun. Numai un pic, 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 domnul secretar are câteva materiale. Vrea să le prezint după care. Scuze. O adresă din partea Ministerului Apărării Naționale, direcția Comitetului Vieții de Fărașa. Către domnul primar, potrivit prevederilor legii 44 din 94, privind veteranii de război, pe postul unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare, care hotărâie guvernul, nu și să ne comunicați decizia instituției pe care o conduceți. Și după aia îmi dă adresa ei. Păi, și ce facem? Primăria ce facem? Nu, ideea, ei au apelat la noi. Dacă putem să ajutăm ceva și dăm o... Haideți, haideți ca să... O părță de lemne. Deci știți, la nenea vârstei de 100 de ani, tot cu nea PNU, el, nenea Ghiții Goștei, vin și veterani de război, la o evidență. La amplinirea vârstei de 100 de ani, noi am considerat sau am luat hotărârea Consiliului Local să-i dăm parcă 1500 de lei. La 101 sau la 102, iar am mai venit cu o propunere și i-am acordat sumă. Acum, cum considerați dumneavoastră? Pentru Consiliul Local, pentru comună, nu este o sumă extraordinar de mare. 1000 de lei, 1500, cât considerați dumneavoastră, adică vreau să propuneți. Și odată cu acordarea, nu o să putem face chestiunea asta până în data când împlinește el anii, pentru că acum, după cum știți, nu avem buget. Da, chestia asta, în cadrul festiv, gândesc, nu? Nu te duci acasă, le dai banul sau să nu? Nu, nenea Ghiță Goșpei, noi am fost, când am venit 101 sau 100 ani, nu-mi aminte, am fost eu personal împreună cu domnul primar, am luat o șampanie, am felicitat, am strâns mâna cu el, moșul n-a vrut să bea șampanie, a avut o gură de vin de-a lui din butoi, am dat loc și am plecat, la revedere. Nu-i corect. Este foarte bolnav, nu se mai deplasează. Este foarte bolnav, nu se deplasează. La următoarea, la 102 sau 103 ani, a venit fiul lui, nu Ghiță, Valentin, a venit și a jucat banii, ne-a mulțumit omul în numele lui și a mulțumit domnului primar, Consiliul Local. Da. Cam așa. Dacă considerați că trebuie... Cu condiția dacă mi promite că trăiește 110 ani. Este zic că mai frumos ar fi să dăm o mână de plachetă din aia, așa să-i facem o chestie, să-i facem o chestie. Nici banii de pe moșului. Haideți ca să pasem pieptul. Deci este o vârstă destul de psihologică. Eu aștept la dumneavoastră propune și... 1000 de lei. 1500 de lei. Dar mai puțin de unde a dat prima dată. Ca să ne ținem pe aceeași linie. 1500 de lei. Cât a fost propunerea mea. Asta a fost 1500 de lei. Adică 5 milioane, da? Da, da. Cum ziceți, mă? La atunci, la exercitarea așa, la v-ați provat și vreau să fie un lucru comandă, că altfel nu poți să o... Când ajunge 100 de ani și mie să-mi dea. Bă, cine este pentru 1500? Dați-i banii la fiind că nu zici, de vorba. Nu mă rog până atunci. A rămas 1500 de ani. Da. Bun. Stați așa un pic, aici am eu o chestiune. Da, domnule. Pentru comemorarea acestor veterani de război, propun și domnul președinte, vă rog să supuneți adunării Consiliului Local, ca aici, în colțul bisericii, să facem un monument, cum este la Cașin, în care pe fiecare latură, sau depinde cum o fi proiectul, să trecem numele eroilor și a veteranilor de război. Măcar atâta, domnule, am fost la niște comune, într-o comună care se numește Munteni, de pe lângă Tecuci și pe acolo, o splendoare de monument din asta, îngrădit, și domnul Jitea o să ne ajute să punem un marul
cred că este cazul să facă și niște chestiuni din astea care să o frumuseteze cumva. Ca și noi. Ca și noi are, dar am spus. Aia de la Muntei au o veniști din ăsta și în frunte are un vânt surprins mai comentea, îți face găsire. Deci propun, și vă rog să spuneți aprobare, dacă se merge acolo pentru... Da, da. Vizav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 
o să trăiască după aia. Dar deocamdată să demarăm ca idee. Ca idee, dar vis de principiu că... Da, vis de principiu, să se facă. Vreau să trăiască să veniți... Trebuie un amplasat de proiectul. Da, vreau să venim cu proiectul. Da? Da, da, ideea să trăiască. Să demarăm... Mai suntem. Deci toți sunt de acord. Da. Bun. Vă rog să-l comutați acolo, domnul. Domnul, da, vreau să... Da, registrăm. O adresă din partea SCO Colo Silviu și privat Comuna Mărțireaca. Către... Da. Comuna Mărțireaca. Lasă domnul. Da. Consiliul. După cum v-am spus, da. Uite, e chiar domnul meu, domnul Albert, să prezinte chiar dânsul, că el e... Nu, dacă tot a venit, nu? Da, el e. Deci către Primăria Comunii Mănăstirea Cașa și în atenția Consiliului Local. După cum v-am conștiințat și prin adresele noastre anterioare, materialul renos din punctul de exploatare Sputarul UA27D APV 968398 suprafaț în cantitate de 1327 de metri cub a fost destul de depreciat, ceea ce a făcut imposibil valorificarea lui în totalitate către populații. Încă de la dobărâri, acestea s-au rupt în mai multe bucăți, populația încercând să aleagă lemnul mai bun, restul rămânând în pădure, nemai putut fi valorificat. S-a făcut și o inventariere a acestui material, cantitatea de lemn nevalorificat fiind de 385 de metri cubi pe specii, fac carpin 299, brat 16, stejar, plop, paltin, cireș, anin, 86 de metri. În acest context, vă rugăm să dispuneți declasarea și scăderea acestea din valoarea contractului de vânzare-cumpărare. În trecut, situația acestui parchet a fost semnalată încă de la începutul exploatării. Alăturat, vă înaintăm și copia inventarului în materialului luminos de pe ceea, nemai putut. Domnule, unde s-a făcut problema asta? La Sputarul. La Sputarul. Vă explic eu acum. Deci, după ce au venit inundațiile alea din luna mai sau iunie, dar lăsați-mă să vă explic, merg în cul, ca să vă spun. Deci am ieșit după Gheoina, datorită inundațiilor, și ne-a fost dat parchetul ăsta care se află deasupra stânilor. Deci, de la izlazul ăla, de la Sputarul, imediat sus acolo, deasupra. Păi unde e acolo? Cred că parte din asta a spus și Baba Marița, spui? Nu, Baba Marița, aici... De la imediat, de la Petroasa la deal, dreapta, pe stânga. Cum urci dreapta, cum urci la stânga? Stânga e, cum îi zice acolo? Petroasa. Stânga e Gairinci, da? Deci dreapta. Deci imediat când treci podul la Petroasa, de la depozit, se face un drum la deal. Da. Bun, deci noi am luat materialul ăsta, am luat parchetul ăsta, de 1327 de metri cub. Vă duceți la voastră. Stați treabă, să vă explic și vă dați dumneavoastră punct de vedere. Deci noi l-am luat, nemai putând continua exploatarea în Gheoina, s-au rupt drumuri, s-au rupt poduri, podeții. În schimb, parchetul a fost treabă cam întârziat. Tocmai de asta erau și la capitolul, era accidentale. Deci material accidentat, erau dezrădăcinat, rupt de vântul, înțelegeți? Parte din el a mai fost și furat de pădurarea aia care ar fi trebuit să-l păzească în zonă. Noi avem și niște... Acum vine acasă. Noi avem și niște zone, nu vine acasă acum. Eu la capitolul fur de materiale frumoase de Ocolul Silvic am spus-o fiecare zi. Și am fost direct la domn director, la direcția Silvic. În schimb, cum v-ați spus acolo, nu știu, cred că ați spus dumneavoastră că acolo. Vineau oameni și spun, domnule, eu nu pot să-l leu, că îi putre. S-a luat, domnule. Vinea la domnul... Au luat oamenii cu trei gai de lemn, n-aveau oameni ce băga de foc. Păi era singur material care îl aveam disponibil. Ce v-ați luat? Ce v-ați luat? Ce v-ați luat? Și a rămas cu trei gai. Ei, cu trei gaiile le-au fost luat cu acte, cu bani. Da, exact. Nu furat. Cu trei gai, da.
Ei, Lemnul Bun Cașu s-a furat de acolo. Nu s-a furat de acolo, Lemnul Bun Cașu. Toată toamna și toată iarna s-a cărat cu papucul și cu... Mai să nu se poate. Nimeni n-a văzut. De câte noi? Nu, de mine nu. Nici într-un caz. Nu, dar băiatul, statule, dar de câte noi astea care lucrăm acolo sau cine? Da, mai departe. Dați exemplu. Da, cine a luat? Păi, luat special pădurare. Pădurare de noi. Păi, pădurare puteți să mai spuneți o dată. Deci, dar nu mi-a adus mie pădurare. Nici mie nu m-a adus, nu este treabă. Deci, chestiunea este felul următor. Lemnul este acolo. Puteți să faceți o comisie, să putem merge să-l, să-l estimăm. Să-l evaluăm. Să evaluăm și să fie declasat și, bineînțeles, căzut din contractul de vânzare cumpărare. Pentru că, acum, dacă l-ar lua cineva, poate să ducă să-l dea primăria gratis. La cine vrea să-l dea, nu interesează. Prin noi se scade de valoarea materialului lemnos care este contractul. S-a mai făcut un artificiu mai câteva ședințe înainte, că s-a scăzut cu 100 de lei metru cub. 15 lei. Dar nu s-a scăzut în favoarea cetățeanului care trebuie să cumpără, exact. În favoarea asociației de păduri. Același lucru spun și acum, nu sunt de acord. Pentru că lemnul bun a fost furat toată toamna și toată iarna. Cu papuc, cu buz, cu căruțe și așa mai departe. De acolo, din zona aia. Cine este pădurar acolo? Acolo este pădurar Brebe. Brebe, tu și caută lemn, că avea la un moment dat în ogradă 2-300 de lemn. Domnule, noi când l-am luat, prin Lupești duse cu 4 milioane de camioneta, du-te și caută în altă parte, nu mă trimite pe mine la mea, să văd. Dar nu mă trimite la mea, nu sunt de acord cu treaba asta. Eu am venit să vă spun o situație. Mi-ați luat responsabilitatea ce scot pe fără, deci eu știu exact. Da. Da. L-am și pândit și nu l-am tu prindit, când s-a dat, dacă e telefonul ăsta, acum e ca dracu, știi? Dar dacă îl prindeam, se termina. Să fie treaba clară. Da. Bine, deci ce se cere? Pentru că... Chestiunea este felul următor. Deci s-a făcut de inventariere, domnul general Funaru, a fost domn primar, am fost și noi, sunt bucăți de lemnă care sunt de la 3 metri, 4 metri, 5 metri, 6 metri, care este rămas acolo? Rupte, rupte, putre. Pentru că cam așa s-a pus problema. Dom'le, te duci și ei, ci crezi că e bun, ci nu lași acolo. Ce se face? Deci noi vreau, dacă considerați că vreți să mergeți la fața locului, puteți să mergeți să facem din nou o remăsurătoare a materialului nostru, o declasare și scăderea lui din contractul de vânzare cumpărare. Păi ce facem? Cum să nu noi plătim? Păi dispune în consiliul local să facă o comisie și... Noi suntem dispuși să, bineînțeles, ca să vadă. Deci nu ca să facem din birou, înțelegeți? Ca șef al comisiei juridice, sunt primul care vine. Okay. Da, domnul, ce vă dați? Atunci puteți să stabiliți. Face și cercetare la cioacă, la alea care este tăiate, nu cașul, nu putregă. Faceți dumneavoastră, stabiliți dumneavoastră care... A zis, deci trebuie o zi pe când dumneavoastră vă hotărâți ca să faci să meargă, să fie și pădurarul disponibil. Așa. Fără pădurar. Să vină inginerul, șeful de ocol. Pădurarul se ducă... Dar nu pădurarul nostru, a lor, pădurarul nostru. Se emite executivul o dispoziție, ce l-ați adus în care. Da, notat, domnul secretar. O comisie, o comisie. Eu mă întreb cu cui e voie să duce ca la el acasă și fură de pădurea primăriei. Mă întreb cu cui e voie. Domnul mai nou, cum ați duce cu căruțul, nu mai merge cu domnul Ciumodan, știți ce este? Toți pădurarii îți fură, nu numai ăsta, toți fură de pădurea statului. Băi, băia, fură de la mine, de la omul, de la omul, nu fură de la stat. Fură de la mine, om persoană. Înțelegi? Nu, dar ce crezi că nu asta nu a prevenit? Toți fură, care au mașină. Dacă spui că e scutul ăla, prevenit acolo, nu iau. Bine, nu sunt ce, nici nu pot să ai un cealalt de acolo. Și printr-o dispoziție, s-a discutat în Consiliul de Ședință de Consiliul Local, da. O comisie. Printr-o dispoziție a primarului să formăm o comisie, da? Din cine să fie format? Domnul Ciubătaru? Da. Domnul Beloi? Domnul Miu? Domnul Lada Damian? Și încă cineva? Merge. Bun, domnul Dăbădici. Deci comisia formată din domnul Ciubătaru, domnul Lada, domnul organ silvic și poliție. Bineînțeles că trebuie și organ silvic și reprezentantul acolo. Dar acolo dacă merg, mă duc eu la niște cioate tăiate acolo.
ca să le facem și ce ceva la notați, la ca să se emite. Cu... Da. Ca să învețăm minte odată, pentru că eu știu ce spun, că urmează aici niște puncte care trebuie să le, okay. Să le dezbatem în bine comunicație, în bine noastră. Mai sportiv, vorbesc cu domnul primar. Am terminat cu subiectul ăsta, următorul. S-a discutat aici multe și mărunte. Le iau în rând. Părâul Dulce, văd că se cheltuie grămadă de bani, să amenajează, să face, să drege, aș avea și eu o doleanță. Să se mai umple o leacă la fântânele de sare. Este o singură fântână din care se poate lua saramură. La Budul. Da, așa, la Budul. Dacă tot suntem în subiect. Bun, deci asta o dau jos. Așa cum pe Părâul Dulce s-au investit atâția bani și se investesc, frumos, nu spun nimic, am și o doleanță și toți cei care pe dealul Stânii, da, care pe dealul Stânii, care au teren, nu sunt în stare să se ducă cu piciorul, dar nici să mai ducă cu o căruță sau cu o mașină. Să aducă fân de acolo, să aducă lemne de acolo. Măcar câteva pe marginea, de acolo, de la cimitir, pe marginea drumului, nu-i mult, nici un kilometru. Unde trebuie pus în două locuri niște tuburi să nu mai curgă apa peste drum sau să sape pe mijlocul drumului. Unde ziceți? La Lumpești? La Lumpești. Ca să intre sus pe dealul Stânei, spre Stâna lui Ghiuță. Și să fac și niște teritoriul de la comunei. Partea stângă e a comunii noastre. Ba da? Cum dacă vacile de la Lumpești au izlaz acolo? Deci... în spatele cimitirului. Da. Se termină teritoriul administrativ al comunului. Și vacile comunii, mănăstirea ca și... Deci eu vă spun unde păzești... Nu există acolo decât lumea. Domnul Ucenier, Natalia, lângă antenă, ai teritoriul din Curățat. Cum? Ăla nu e al mănăstirii? Deci, haideți, mă lăsați să duc ideea până la cap. Da, vă lasă. În spatele cimitirului, cam la 50 de metri, așa. Limita comunei vine de în colțul gardului, de la aproximativ din colțul gardului de la Nenea Nefulai Simionescu. Așa. Drept în cam în mai la deal de vreo 10 metri de pădurea care se continuă până la colțul pădurii. Așa. După care mergem primul cuib de mitralieră și iar un cuib de mitralieră și mergem după aceea pe drum. Bun. Antena este pe partea stângă a drumului, deci este teritoriul comunei Mănăstirea Cașa. Un acces face cumva să se ajungă și acolo. Putem face. Deci, ori pe Părâul Rușului, ori pe unde ați făcut pe aici, a făcut vacele așa, nu poate nici omul să treacă cu piciorul, dar minte să mai coboară căruță după. Am înțeles. Așa, bună. S-a pomenit ceva în ultimul punct, 18, despre gunoaie, despre toate astea. Aș vrea și chiar aș merge cu dumneavoastră pe albia lui Cașin la Țipa. Numai acolo, atât. Nu vă duc mai departe. La să vedeți cum a venit apa și a dus toți copăcii aici, ce sunt așa la casă, la pământ, parte după război. Și în toate alea, numai frunze, numai chiloți am văzut, ciorapi. Nu vă pot spune, dezastru. Ce faceți cu oamenii ăștia care îi plătiți cu 415? Ce faceți? Puneți-i, domnule, să curăți-i, să ducă de acolo. La zona Bălăceanu, tot. Cum zona Bălăceanu, Cașin? La Morar, la Țipar, unde are Țipar? Unde? V-ați întrebat ce fac oamenii, astăzi sunt... nu știu, dar trebuie făcut ceva. Lasă de dorit, suntem ca după război. Bun. Aia o las și pe aia, s-a terminat. Intru în Mănăstirea Cașa. Am înțeles că ați dat jos și aia nu știu, nu mă privește. Uitați-vă un pic la fântânile din centrul comunii. Macas, Bălan, Beloiu și domnul Tăbăcaru. Uitați-vă dacă dumneavoastră vă puteți împăca cu gândul că ne chemăm oameni gospodari în Mănăstirea Cașa cu asemenea fântâni, jos pălăria. Îmi dau demisia și de unde vreți. Și cum vreți, nu gard la fântână, nu acoperit, a căzut pisici în fântână. Oamenii se pișe, vin la Ieremia, la magazin și se pișe la ghizdeaua fântânii. Este? Am văzut eu, vă dau cazul concret. Atunci, când am făcut căruța și o leagă de fântână. Este corect așa ce
ceva? Și ne mai întrebăm, dar de ce atâtea bubi, dar de ce atâtea infecții respiratorii? Este posibil așa ceva? Nu, cu spune, ca pe pădurea până, faci un capul pe acum. Nu suntem în stare să facem două acoperișuri, unul în altul peste fântână și să facem gardul la fântână? Este posibil așa ceva? Altceva. Când nu-i voie pe marginea drumului. Eu nu vreau să mă cer cu lumea. Mă sare lumea în cap și mă bate să mă trână. Dar să veniți să vedeți din WC-uri, cum le sunt tunelor, scoate pe șans, pe seară. Miroase un parfum, nu poți trăi. Măsă. Așa. Este tot doamnă, nu mă... Păi nu, dar trebuie. Nu, eu pe mine nu mă interesează, că eu sunt de la PDL, de la Draculacu și Colacu. Pe mine mă interesează coloratura politică a mănăstirii. Felul cum ne comportăm, felul ce facem. Cum... Să mă mândresc și eu că fac parte din comuna asta. Uite, domnule, eu sunt din comuna asta și mă mândresc cu ea. Dar noi nu tu coșuri de gunoi, nu tu șanturi ca lumea, nu tu fântân ca lumea, ci mai vorbesc, mai aștept eu apă la robinet. Dacă noi, cele mai elementare lucruri, dispensarul îți dărâmă pe pacienți. A investit doctorul, nu vă spun că e generele meu. Nu! De asta până acum nici n-am luat atitudine, că totul sunt că e genie și tu, iau-te, na, ce să facă. A investit 60 de milioane acolo, în dispensarul așa zis nou. I-a mai dat cineva banii înapoi, că a venit în ședință, eram consilier și atunci. Și ați promis că o să îi să returneze banii. Cu acei bani poate mai făcea altceva. Benefic pentru societatea noastră. Altceva. La părâul rușului m-a apuc de cap. Iar ăștia vedeau un numerar, toți țiganii luacea, fac curățenie prin diferite gospodării, nu dau numele celor care fac așa ceva, și duce resturi de flori, resturi de cum am curățat salcia, ce nu convine în gospodărie, rumeguș, le-a șutat, mamă, îl toarnă în mijlocul drumului. Să te duci acum, domnul vece, cât făcuse zica lumea acolo, să vă duce să vezi ce acum acolo. Și până în articulat pe cineva așa țapân, nu se învață lumea minte. Dar tot ce-mi dracu ești tu? Ce că senatoare? Mai spune ceva. Și este adevărat că toate se sparg în capul primarului, în capul viceprimarului și măi consilierii, mă trage de mânecă. Dar cu coară, dar ce faci matale acolo? Cu uite, mă ia cu drumul acum, cu drumul, că s-a făcut și acum și la noi în spate acolo, spre pârâu. S-a făcut numai găuri, s-a făcut numai aici niște bolovani, că spași capul dacă te duci noaptea, nu mai e nici lumină și ne-am aranjat. Eu ce să le spun? Păi ce câte amatale ce spui acolo? Păi spui și... Da. Că asta cu fântânile am spus-o și anul trecut. Da. Nu știu. Chiar vreau, data viitoare, vreau să văd ce măsuri s-a luat cu fântânile. Încă ceva, apa în fântânile noastre, în comuna Mănăstirea Cașin, nu este potabilă. Ar trebui prin sondaj. În fiecare lună făcut două, trei analize. Păi unde sunt analizele? Eu mă îndoiesc că sunt analizele și-s bune. Păi... Nu, într-adevăr, noi avem o rude pe care ne-am făcut. Fiecare își face acum câte o baie... Dar și eu mi-am făcut, dar mi-a fost fosa mea. Fiecare își pune fosa, dar nu sunt septice. Noi trăim pe o bombă biologică. Toate dejețile astea se duc în pânza freatică, care ajunge în fântână și noi bem. Deci noi ne trăim singuri. Canalizarea e păcat. Într-o comună de anul 2017, asta trebuie să facem. Canalizarea. Păi domnule, ca să dăm dovadă că suntem și noi în Europa, parcă suntem la dracu, prin altul. Tot e poluat așa. Așa, toți vrem să ne pișăm în casă, să ne... Păi, dar este normal și logic. Eu am niște ani, nu-i poate mi-a spus că mă duc în fundul gădinii la mici. Suntem Europa. Și punem bandă rulantă, nu-i problemă. Poate? Punem o bandă rulantă, când am zis. Deci asta cu fântânile publice sigur va fi prinsă la... Și să nu mai oprească căruțele pe la punctele de băutură. Așa. Și, și dispensarul să fie prins. Da, am prins tot acum. Da. Deci la asta cu fântânile publice și cu dispensarul, vedem la bugetul pe anul în curs, care o să ne vină acum. Lasă-te dori! Iar celelalte, ăsta cu drumul comunal, probabil tot așa o să vină... o să trebuiască îndreptat cu un buldozer cu ceva. Celelalte care se pot reabilita cu cei de la legea 416,
vis-a-vis de Albia Răului Cașin, vis-a-vis de Pălăul Rușilor, o să... Domnul Vice, să vă duceți în alea plângere! Nu putea crede ochii! Doamnă, dar nici să nu credeți că acum vă duc acolo și-i pun pe ăștia surci în copac. Dar nu-i spuneți de ăștia mici de aici și spuneți de-a. Am înțeles. Și nu m-ați fie de așa. Crede 10 metri mai mult. Deci ei sunt în zona Bălăceanu, către port. Și să-i urmăriți, să-i trimiteți, dacă nu-i urmăriți. Să-i urmăriți. Să facă treabă ca lumea. Îi urmăresc în limita timpului disponibil. Adică merg, îi verific. Nu pot să stau eu toată ziua cu trei țigane. Scuzați expresia. Așa de tip Orban, dar nu-i mai pot. Da, vreau să am și eu câteva puncte de atenție, dacă se poate. Pentru reglementarea acestei situații, legal, deci nu sunt abuzuri, nu nimic, legal. În regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local, Mănăstirea Cașa, în capitolul 9, articolul 84, punctul 2, spune în felul următor. Consilierii locali sunt obligați ca în exercitarea mandatului să organizeze periodic, cel puțin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetățenii, să acorde audiențe, deci audiențe și să prezinte în Consiliul Local informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetățenii. De ce spun lucrul ăsta? Audiențe, deci nu dau alt exemplu decât la Bogdănești. La Bogdănești, pe geamul primăriei, există listă cu toți consilierii, data și ora când are audiență. Data și ora respectivă trebuie, din partea noastră, trebuie obligatoriu respectat. Deci este ceva legal, nu spun eu, o spune acest regulament. Și ca atare, domnul secretar, vă rog să menționați și dumneavoastră în procesul verbal și la următoarea ședință să avem o listă în față. Luați legătura cu fiecare consilier, pentru că eu vreau să fac ceva bun pentru comuna asta, practic. Nu ca să mă răzbun, nu nimic. Să fac ceva bun. Când vine cetățeanul, îi iau hârtie scrisă, o prezint la conducerea primăriei, se înregistrează, se dă spre rezolvare. Unde se dă? Nu știu, dar trebuie neapărat făcut treaba asta. Deci e ceva legal, Bogdănești și alte comune, dar eu am dat un exemplu. Deci Bogdănești, poate noi nu putem avea așa ceva? Este legal. Este obligația noastră a consilierului. Vă rog frumos să notați acolo și la următoarea ședință să facem treaba asta. Și eu mai aveți ceva? Dar mai am niște puncte, vă rog frumos. Pare rău. Păi, dar până la urmă vorbesc sânge. Așa e. Asta este. Eu n-am notat. Bun. Discutăm. Ocolul Silvă, Mănăstirea Cașa. Dom'le, Ocolul ăsta este stat în stat, în comuna asta. Mai există în vreo comună din țara asta ca să facă fiecare ce vrea? Mă refer la organele silvice, nu la altceva. Dom'le, fiecare face ce vrea. Se duce, ba pe Sărățăl, ba pe Ciuvotar, ba încolo, ba în stânga. Păi cum își permite să vină în proprietatea mea și să-mi pună, să-mi hașoieze mie cu roșu, prunii, nu pădure, nu nimica. Alunii, prunii și așa mai departe. Să-mi împartă mie proprietatea și să-mi o divizeze cum vrea mușchii în speță al locului băncel în partea aia, la Ciuvotar. Dar nu se poate așa ceva. Deci sunt plângeri, o să vedeți, vă treziți cu... Dar nu vă treziți că eu când am fost eu în curtea dumneavoastră. Dar o să vă treziți aici cu un val de plângeri și nu una. Cred că 30-40-50. Și la noi vin plângeri. Nu există așa ceva. De secretariat. Pune limite de alea pe stâlpii la IRE. Pune pe garduri, pe mama dracului. Dar, domnule, să pune în curtea mea, vreau și i-am alungat de acolo. Dar nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva. Deci problema este la amenajamentul silvic și la limite, da? Vedeți și dumneavoastră aici, când coborâți la ieșire din mănăstire, e limită pusă pe stâlpul ăsta a calului. Da. E stâlp, chiar până la colțul pădurii, e acolo. Cum să limiteze proprietatea omului acolo? Cu ce drept? Nu se poate așa ceva. Trebuie la următoarea ședință chemat domnul inginer aici, domnul Ciuvotaru, care am înțeles că e neamuleacă cu domn primar. Așa vorbește lumea acum, da, până colo. Hai să trecem peste asta.
să-l chemăm, discutăm omenește, plus acelalte probleme care trebuie reglementate. Deci, se face chiar nu se face problema al contractului. Păi Danilă a jucat în pantalon scurt față de asta. Cu paza. Dar nu se putea, pe timpul lui Danilă nu a făcut treaba asta. Ce Dumnezeu? Chiar e țara lui Patru Vod în comuna asta, da? Adevărul că am fost în elitere și fac abuză. Dar știți că următoare trebuie să vină. Bun. O altă speță. În comuna asta mai domnește legea? Vă întreb eu. Mai domnește legea? De ce spun treaba asta? Și o spun foarte respicat și bazat pe niște chestii. Și exact noi domnul Alde aici, că s-audă și eu, în legătură cu pădurea. Păi mai sunt în cadrul acolo silvic și cetățeni onești care își fac meseria. Mă refer la organe silvice. Nu toți sunt corupți și bandiți. Că asta este eticheta lor acolo. Corupul în 3 ani de zile și-a mașină, apartament, mașini de toate feluri, de coastă, de râpă, de dracu, sunt mai aia. Toți! Dar de unde, mama, dracu, de plus ala de pădura? Nu v-a spus întrebarea asta? Ba, da. Și sunt oameni, sunt oameni care onești pădurea, tehnicien silvic și așa mai departe, care vor să-și facă meseria. Și primește, când s-a dus și l-a prins cu mașina la furat acolo, pe tot pe domn pădurean, stai cu minte că pun țiganii și te fac. Stai cu minte. Păi nu se poate așa ceva. Bine, amenințări... Păi dar nu între colegi amenințări? Dar nu se ocupă primăria sau... Dar nu! Nu, nu, păi de-aia am întrebat dacă mai domnește legea în comună. Dar vă dați seama că relația între în instituții, între subordonat și șef, nu are... Am fost amenințat. Cât pe ce să fiu luat la bătaie, vin niște pe țivan de aici. Iar amenințarea, că dumneavoastră ați luat o amenințare... Eu am mers la postul de poliție, am făcut plângere, fără nicio problemă și în continuare o să iau măsuri legale, nu e nicio problemă. Nu mi-este frică mie de un pe țivan care, vezi, Doamne, acum 20 de ani, nu știu ce s-a întâmplat. Mai e o chestiune foarte clară. Adică, ce aspectele astea care le-ați sesizat între subordonat și... Dom'le, dacă să-mi spun mie colegul și că pun țigane pe tine și te fac, păi cum se poate vrea? Asta depinde... Ce depinde? Nu sunt în măsură să analizez. Dacă îmi spuneați păi, cum s-a de la cine? S-a dus și a raportat șefului de ocol, că păcat că nu e aici, s-a dus și a raportat șefului de ocol și șeful de ocol ce fost, dom'le, că nu e adevărat, dom'le. Nu se poate, omul ăla nu face treburile astea. Ba, uite că face. Atunci putea să sesizeze persoanele de ordine publică, în speță poliția. Domnule, în atribuțiile Consiliului Local, mai există, în secțiunea a doua, mai există la punctul Q următoarea lege. Hotărăște cu privire la asigurarea ordine și liniștii publice, analizează activitatea gardienilor publici, poliției, jandarmeriei, pompierilor și a formațiunilor de protecție civilă în condițiile legii și propune măsuri de îmbunătățire a activității acestora. Foarte bine. Vă întreb pe dumneavoastră, domnule primar, că păcat că nu e aici, vă întreb pe dumneavoastră, că a spus mai tot timpul cu primarul în loc. De 12 ani a mai fost adus vreun polițist de aici, din comună, să-și depună activitatea anuală? Raport. Un raport anual de 12 ani. De 12 ani. Dar păi vă spun eu că eram aici șef poliției comunitare și l-a chemat pe urdă și l-a trimis la vremea aceea... A Consiliului Local? A Consiliului Local. Și atunci trebuia convocați. Păi, dar trebuia convocați și de asta vă rog, domnul secretar. Facem o convocare. Facem convocare cu lumea care vine. Că ăsta, șmecherul ăsta a trecut printre munca de poliție, așa, și la pensii, că l-a ținut o primar argatul lui acolo, așa, în mânuță. Iar faceți discuții. Nu. Știu ce spun. Că dacă e nevoie, îmi le spun în patru voi. Fără ieșirea. Nu se poate. Așa. Ca atări, vă rog să, domnule secretar, să... Un raport, să vină aici meseriașă de alături și să-și ia peste nas timp de 12 ani, că nu l-au chemat, nimeni aici. Păi de-aia au făcut fiecare ce-au văzut dumneavoastră, de-aia e dezmăț. Și de-aia vreau eu să vină, să ne apropiem de legalitate și de legile comune. Dar vedeți că Consiliul Local analizează și... Păi venea cu raportul, a venit domnul, a prezentat raportul, noi ne-am spus
propunerea lui Cim era în regulă și s-a luat la cunoștință. Într-adevăr, da. Practic corect, mai am un punct. Mai am un punct. Deci, pe luna decembrie, dumneavoastră cunoașteți foarte bine problema, domnul vice. Pe luna decembrie s-au făcut niște lucrări luna pe prisacă. Decembrie? Pe luna decembrie s-au făcut niște lucrări pe prisacă. Mă refer la decompleșiri pe izlazul comunal, pe acolo pe undeva. Descompleșiri? Da. A fost șef de tribă domnul Ginior. Acolo, da. Au lucrat acolo... În pădure sau în izlaz? În izlazul comunal, acolo, pe prisacă. N-am de o să știu exact, că n-am fost la fața locului acolo, dar vreau să spun că cu siguranță s-a întâmplat treaba asta. La prisacă, da? La prisacă, da. Deci, domnul Aldea, la decompleșiri în zona prisacă. Deci, a angajat zilieri. Bârgău Gelu, Bârgău Cornel, Tudurache Florin, Duță Zisciot. Da. Și încă un nume, în fine, vi-l spun imediat. Da. Am fost acolo și au, aceștia au lucrat cu drujbele lor, cu pădurea, cu căruțele lor, cu benzina lor, cu tot a lor. Și s-au înțeles la 5 milioane pe hectar. Cu alte. 500 de lei. 500 de lei, da. Asta au, cu... În luna decembrie. Nu, un pic, ei plătesc și 16% sănătatea. Nu. Sănătatea n-are cum să fie 16%. Au decopleșit 20 de hectare. Sănătatea n-are cum să fie 16%. Domnul Vici, au decopleșit 20 de hectare. Cine a făcut măsurătoare? Au făcut-o ei. Cum? Păi nu știu cum, că nu... Păi, e problema lor cum. Aici e problema. Dar a venit primarul cu aparatură, nu știu cum, și a tăiat-o la jumătate, deci 10 hectare. Nici banii pentru aia 10 hectare nu s-au dat, dar în schimb, vă spun cu toată tăria, apare în statul de plată și nu puteți justifica acum dacă așa, cine altceva decât Gigi Porcu. Apare Gigi Porcu, care i-a dat la domnul Aldea în obradul toată ziua. Dom'le, stai să ne înțelegem. Îmi spuneți o noutate, da. O noutate, da. Verificăm în asta și aveți posibilitatea ca să... Poate greșesc, poate și eu n-am. Aveți posibilitatea să... Deci, m-ați făcut statul de plată și să-l vadă. Poate o mai fi și altcineva. Nu, cum am discutat cu doamna? Așa discut și cu dumneavoastră. Am văzut punctual. La șeful de ocol facem invitații, la șeful de ocol facem invitații. Aici mă informez și vă dau răspuns. Bun, am primit un telefon și ultimul subiect. Am primit un telefon acum în timpul ședinței și Nelu Moraru vă roagă... N-am putut să-i răspund. Da, vă roagă să înveliți ușa, poarta asta la biserică. O dispărut cartonul după ea. Am făcut discuții și cu cel care trebuie să bată. Iar cendrierea la domnul consilier, o donează domnul consilier bucătar. Așa am vândut. Ai pus să-l vinde. Doi ani zi, bine, spune să mă luam. Da. Astea sunt problemele adevărate ale comunii, domnule secretar. Nu ce spuneți dumneavoastră aici între astea. Deci, niciodată primarul ăsta nu s-a luat ce am vorbit și noi. Mă întorc la celelalte convocatori din lunile trecute și de la început, din luna iunie. Dacă s-a făcut ceva, eu mă fac pop. Dacă din tot ce s-a discutat aici, mă fac pop. Nimic. Deci nu mă vorbi cu aleși să ne folosească ca votanți aici. Nu. La eu aș zice să lăsăm ceata deoparte. Păi nu ceata, dar să ne gândim, să ne ajutăm unii pe alții și chiar să facem ceva. Păi asta ar trebui. Chiar să facem ceva, acum nu păi dacă de aici, din interiorul primăriei, fac minuni de genul ăsta, cum am spus cu domnul, așa... Dar domnul Aldea nu mai este salariat al primăriei. Păi nu știu, dar ei vă pe ce este pensionat? Ziceți domnul Beloș. Domnule, mie pare rău că am rămas numai din 15, cât suntem? 7, da? Eu vreau să fac un anunț de foarte mare importanță. Care este ăsta? Acela că... Activitatea unei comuni și activitatea primăriei în mod special se reflectă în cheltuierile care se fac în decursul unui an. Vreau să vă zic că, așa cum am spus și mai înainte, până la ora asta, bugetul este de 150 de miliarde pe lună. Pe an. 150 de miliarde pe an. Și până la ora asta, deci de când este nou primar domnul și respectiv domnul vice, de aproape 6 luni, gândiți-vă că s-au cheltuit deja
75 de miliarde. Dar pentru ca să ținem în frâu, asta e problema care ridic, ca să ținem în frâu toate cheltuielile astea, eu propun în ședințe de Consiliu Local, ca la fiecare ședință de Consiliu Local să vină contabil aici și să prezinte un extras de cont cu toate cheltuielile care s-au făcut în luna anterioară. Extrasul de cont este un document care poate fi prezentat la toată lumea de aici, eliberat de către onești și reflectă toate cheltuielile care s-au făcut aici. În cazul ăsta, nu o să mai avem întrebări cât costă și ce face și ce s-a făcut și așa mai departe. La trezorerie este obligația lor de la trezorerie să prezinte acest document, extrasul de cont, ca la orice societate comercială. Eu, de exemplu, știu că în fiecare lună iau extrasul de cont și știu acolo, atât am cheltuit aici, 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 atâta vin. Deci, vă rog, domnule Vice, că domnul Palamnești, ca la înainte de fiecare ședință a Consiliului Local să ni se prezinte de contabilă, că de-aia ia o mulțime de bani de aici, extrasul de cont a cheltuielilor care se fac în comun în luna anterioară. Și nu mai există nici suspiciuni, nici nu ne mai certăm? Domnul Vice. Hai că nu vă țin prea mult. Domnul Mirole, te-am mai La Duță Ciprian acolo. Am înțeles că a început să sorbe și dacă ați luat la cunoștințe foarte bine, eventual găsim o soluție, poate să consolidăm banul ăla, să facem ceva. Bun. A doua problemă. Haideți să rezolvăm o problemă. Uitați-o, vine primăvara. Domnule, hai să dăm câte o științare la fiecare proprietar de stână. Domnule, intră cu stânele în fânațele noastre, pe teritoriul terenurile noastre, fără să ne întrebi, pasc, fac dezastru, rup gardul, vă rog tare mult. Facem la fiecare stăpân de stână, facem câte o științare, că nu are voie să meargă pe domeniul țărea cetățeanului, domeniul public sau știu eu. Se face câte o adresă cu semnături de luare la cunoștință și moment și eventual specificat acolo. Dacă încalcă această prevedere a hotărârii Consiliului Local, se va amenda la putare, la putare. Că odată am avut probleme, m-am dus la poliție și știți ce mi-a zis domnul Urdăs? Domnul Urginer, dar sunteți consilier. De ce n-ați dat o hotărâre a Consiliului Local să avem noi pe ce bază? Asta e hotărârea care a fost bună. Da, și că să avem noi o bază legală ca noi să-i trebuie la răspăr. El așa să justificava. Nu știu. Dar poate să face și chestia asta. Da, hotărârea Consiliului Local care a fost la ultima, punctul 19, despre asta era... Da, am înțeles, da. Ați văzut că și proprietățile particulare. Da? Domnul Urbice, s-a pus balastru de către societatea asta pe drumul Halușului, nu? Cine de PP-ul nostru? Sau da. Societatea voastră, care e soare, așa. Ce vreau să vă întreb? Asta e societatea cine... Cea domnule. Nu știu. Cine a plătit toată munca asta, adică primăria, da? Păi domnule, de ce am vrut să aflu? Dar ce credeați? Nu, știam, dar eu, aici e o chestie ca să vă demonstrez o altă treabă. Păi bine, domnule, dacă s-a pus balastru, s-a completat toate dolurile alea de către societatea asta, care e suportată de către banii, de către primării, și când a fost vorba de gelul de leu, ca ieșit în domeniul public, domnul primar a zis, nu domnule, este a ocolului silvic acolo, nu ne putem băga. Păi hai să ne lămurim cu o treabă. Dacă iau ocolul silvic, de ce am pierdut noi și am plătit noi? De ce nu am plătit ocolul silvic? Aici ați văzut că... De asta v-am întrebat. Ați văzut care și ce vroiați să las așa dacă am pus acum o bascură cu balastru? Deci de ce am făcut mințit? Am făcut-o pentru... Am făcut pentru cetățenii care traversează drumul ăla. Păi hai să lămurim o treabă. Ne aparține drumul ăla? Deocamdată nu. Și de ce o plătim noi? Nu mai punem bani mai mult. Începând de anul ăsta nu mai punem, să vedem ce bine. Dar nu-i vorba de lucruri, dar nu mă înțelege. Cum adică? Ori e nostru, ori e nostru, N-am balastrat drumul la fundul Halușului, ca să tragă ăștia lemn. Eu am balastrat un drum care traversează Intravilanul, care deocamdată nu este în domeniul... Dar și ăla acolo e tot în domeniul public și tot în sat. Și încurcă circulația acolo. De ce nu luați măsuri să dați gardul ăla cu un metru înapoi, că e domeniul public, domnule. A strâmtat drumul ăla și nu se poate... Unde poate ce? Dar de la de la de la de la unde
închis drumul complet. Nu le părți, nu cap două mașini. Uitați, pe asta m-a contestat. Pe asta. Pe hotărâre, asta ultima care m-a actualizat. Domnul vice, facem un demers. Ia cu din 2007, domnul de aici. Facem un demers. Că doar terenul ăla e cumpărat de la Leon Gavril. Eu cunosc și? Am 67, l-am 12 ani. I-a cumpărat deci și noi... se trebuie act. Câte prăjini a cumpărat? Domnule, și măsură. Domnule, la orice... Deci zice să deschidem acțiune, da? Când te duci cu acțiunea, spune, unde este litigiul? Da. Ăsta e domeniul public al meu. Ăsta e al tău, da? Bun, și ăla îmi spune, domnule, arată-mi acte pe domeniul public. Arată-mi aici, că ești tu. Ești proprietar. Proprietar. Și atunci nu pot să-i demonstrez, pentru că el este în evidență la ocolo silvic. Nu știți că am făcut propunere acum vreo câțiva, 2 sau 3 ani, să treacă drumurile. Drumul de la Haloșul Mare până la Băcura, drumul Brănișteanu până la Cabană, drumul ăsta și drumul Gioina și cu drumul Prisăcii. Erau vreo 5, da, 5 drumuri erau. Domnule, da, oricum aia trebuie rezolvat. Adică să fac ca un cap niște trebuie. Mă scuzați, doresc ca ceea ce ați filmat azi și care și celelalte filmări să le dați de la cap coadă complet. Că altfel discutăm să te pregătim Marino. Și ceva. Corect. Și dacă faceți numai cu plat primarului, să-i dați numai când îl laudați, bine, că vin luna viitoare și îl lau. Că îl lau cu asta basta, să vedem pe net, apare pe post. Păi fi greșit eu, cum fi greșit domnul Beloviu sau domnul nu știu care, răspundem noi pentru greșeala asta. Fiecare răspunde de ceea ce face. Și acum ați văzut și dumneavoastră că ține la comună și la Consiliul Local că a plecat. A mai fost încă o dată, tot la fel a plecat și așa mai deci zis. Haideți să menționăm, domnul primar v-a spus de la începutul ședinței că este așteptat la ora două sau 1:30, nu știu. Noi am făcut convocatorul de aici. Convocatorul a spus ora 10, trebuia acum ora 5. Convocatorul. Și stăteam până la 12 noaptea și mai pleca la două. Convocatorul. Doamnă, convocatorul este făcut pe data de 17. Am înțeles. Și omul v-a explicat cu din bun simț să duce să întâlnească și cu domnul doamnă. Dar nu mai puneți atâtea nouși, pune 10. Doamnă, ați văzut asta cu 2 metri și 4 metri. Dar punem la ora 16, 17, în sus. Nu, cel mai bine. Nu punem la ora 8 dimineața sau la 10, că ala e schimbul 1, ala e schimbul 1. Dați-mi voie, domnul vice, pentru urgentare și pentru a optimiza activitatea acestui Consiliu, cel mai bine, când primim convocatorul, prin grija domnului secretar, putem să avem și 20 de puncte pe ordinea de zi. Nu asta ar fi problema. Problema este când eu vin și îmi iau convocatorul, să am atașat la convocator toate documentele care sunt aici în fotocopii. Eu mă duc acasă, mi-l studiez, dacă am un amendament, mi-l fac eu pe hârtia mea, când se discute, eu direct știu despre punctul 5. Știu despre ce e vorba, zic, nu domnule, eu de la punctul 5 direct trec la amendament. Am amendamentul ăsta sau nu am? Sunt de acord? Doar le votăm. Nu mai stăm să le citim. Dacă eu să vin cu poze, cu fântânile, să vin cu poze. Nu vorbesc de diverse. Eu vorbesc de cele 19 de care le avem. Eu la 19 puncte le studiam acasă, știam despre ce este vorba, nu mai stăteam aici să le dezbat. Și punctele să fie puncte esențiale care interesează comuna lor, nu căcăciști. Asta care dezbatem noi acum. Domnule, dar nu înțelegeți că ne trebuie la autorizație, ne trebuie hotărârea Consiliului Local pentru a scoate 2,5 metri pătrați din domeniul public și al da utilității pentru instalații electrice. Îmi trebuie hotărâri de Consiliul Local. Aici îmi trebuie avizul Comisiei de Specialitate. Credeți cât de dragă ca cineva? Și poate Măcărău și cealaltă? Da, domnule, trebuie hotărâri de Consiliul Local. Domnule, declarați închis.